Neața, nici cafea nu mi-am băut, m-au luat ăștia ca din oală, să dea dracu. Stai să fixez link-ul sus. Din a te pup, iubire, neața. Epilaj la mesaj, Atena te pup. Nu mă las ăștia nici cafea să beau. Acum unde or fi? Uite că a venit Miha. De la po. Vreau da. Să... Am venit aici, dar nu vreau să aducem să înjurăm pe nimeni. Nu vreau să aducem... Dar eu nu eu vă las să vorbiți aici amândoi, da? Că eu să... vreau cafeaua. Că nu vreau să intru în alte polemici, că nu vreau. Eu beau cafea, vă las să vorbiți amândoi, stai să vină și să dezbat această problemă care eu am fost implicată în ea, fiindcă eu dacă nu sunam pe Pânțărul, eu nu știam nimic. Dar pentru simplu fapt că am spus la două persoane, a trebuit să se facă atât. Băi, hai răbdare ce te vorbești peste mine, eu o să înțelegi multe, dacă nu îți bagă mâine dimineață. Nu vreau să înjurăm. Nu? Nu, eu să mă fac în jur sau să vorbim de alte persoane. Vorbim doar de problema noastră amândoi. Care e problema? Dar și problema e tu cu mine luate așa? Nu, nu e problemă mare. Adică când ne înjurăm noi doi, noi toată viața ne-am înjurat. Nu e nicio problemă. Mai ai fost... Fetelor, vă pup! Bună dimineața la tatăl. Te pup, iubii. Zi, fă ce vrei să știi. Luate așa la pulă să te iau. Primul rând, eu vreau să știe toată lumea asta că eu cu tine din 1 noiembrie nu am mai vorbit. Adică, nici numai tu, nici Irina, nici nimeni. Așa. Problema este când eu te-am sunat să mă ajut, că eu nu mă feresc, tu știi, eu nu m-am ferit niciodată. Da. Să mă ajut cu niște bani, mi-ai spus în felul următor. Da? Așa. Nu am în momentul ăsta, nici n-am pe cine să apelez morso că ai vorbit nu știu ce, așa și... Nu, nu, mi-ai zis să mă duc să-ți caut bani și da. Eu ți-am spus că n-am unde să mă duc să-ți caut bani pentru că ești un râț și o gură largă da. Și toată lumea te-a blocat. Așa. Păi, și mi-ai spus și de la tine am aflat că sunt blocată la Stoica și la Andrei. Minți că te fută în freză. Nu ți-am zis așa ceva. Mi-ai zis jură-te că... Jură-te pe bete. Cu mine nu vorbești cum vorbeai cu Stoica, nu? Auzi, nu te-am pus să-l sun pe Stoica? Să te ajute? Nu, mânca mie caro. Nu să mă ajute, înțelege greșit, nu înțelege. Că ai vrut să bagi, știți, prin Luana, așa, dacă vrei să vorbești prin Luana, eu să apar, nu intru cu Stoica. Cu cine, mă? Bă, când ți-am spus că ești blocată, așa. În cauza că ai dat cu ciocul din Luana. Da, asta vreau să spun, da. Ascult o secundă. Hai, că te-a spus. La PNS, îți spun eu tot adevărat, ai spus să apelezi la cineva, te ajung cu bani. Da, da. Prima dată am sunat-o pe Irina, că știu că tu ești proastă. Da, da, eu vorbeam. Păi, cum poți să vorbiți dacă vrei să știi? Da, viața mea, te las. Hai. Irina a spus, Sorin, ai avut dreptate, că e așa morsa, dar nu vreau să o mai ajut. Am înțeles femeia, am zis pa și am zis, băi, cine pula mea să apelez? Singura decât vă salut pe toți. La Stoica, ai vrut să-l bagă în grup și ți-am spus, dacă tu vorbești cu mine și cu el despre Luana, eu nu stau în grup cu tine. Corect sau nu? Eu am zis nu. Așa, bun. N-a vrut să intri pentru că era supărat pe tine, nu știu de ce. După aia, l-am sunat pe el și am zis, bă, pula cal, uite așa, așa, așa. Și mi-a spus să-ți dau, să-mi dai mie sau să-i trimiți pe Instagram, așa poartă. Atât, da. Nu cât am zis că te-o blocat Stoica, eu abar n-aveam mă, pula mea, eu cu Stoica nu vorbesc pulile voastre. Tu de unde știi de banii lui Luna? De unde știi toată povestea asta? De Luna? De unde ai știut tu de Luna? Că am relații peste tot. Păi, hai să le dăm, nu mă lua cu relații, da? Dar ce vă sunt obligat să-ți dau ții de tot, atunci ascunde. Hai să spun eu ce știu eu. Așa. Eu n-am treabă cu Irina, nu cum are la mână, și știi prea bine că nu are la mână. Nu are niciun la mână cu aia care văd. Știi prea bine treaba asta. Eu așa sunt eu. Mai cobrați cu toate că mi s-a băgat poli în cur. Ascultă ce vreau să spun eu. Sunteți toți de vină, inclusiv Stoica, că e prietenul meu, în afară de Irina și Filip. Și îți spun și de ce, dacă am luat să vorbesc. Da. Pentru că mi-amintesc acum, când eu cu tine
și cu brochen, am luat-o la pulă pizăloaga, da? După aia ți-a băgat să-i muie. A, și anișoara asta s-o aduce și te-a discuți. Dar nu vreau să aducem alte persoane. Lasă-mă să vorbesc, ca să vezi ce vreau. Dar n-am trebuit cu anișoara asta. Da? Și știu că v-ați muit kilometri de ori, da? Inclusiv brochen. Stoica, stoica, este sufletist de asta. Și o ia în freză tot timpul. V-ați făcut schimbibani, v-ați muit, v-ați luat în pulă morți, căcat, după care v-ați împăcat înapoi. Și acum iar vă muiți. Și acum iar scoate despre tine că ești așa, că ești deja. Eu am și o întrebare pe duște. De ce mai scoateți de pe morți? Dacă știți că acum jumătate de an vă făcut la fel. De ce v-ați mai combina cu ea? Tăți bărfiți. Tăți ați bărfit. Tăți ați bărfit în afară de Stoica. Că Stoica mă respectă prea mult ca să bărfiesc. Tăți ați bărfit, nu mai mult. Stoica, nu am nimic cu el. Nu am. Dacă îl înjur pe Stoica, o să moară copiii mei. Nu am înjurat niciodată. Eu așa cu el, asta e altceva, dar nu l-am înjurat. Că despre Irina, fii atent ce spun eu, că despre Irina, tu faci o mare greșeală, că te-a bărfit și ea, dar tu nu bărfești, fă? Irina, să nu prea mult la tine, fă, râsule, că mă presa pe mine. Tu nu știi nimic. Problema este... Dar prea mult în tine. Băi, om, e nebun. Hai să spun ceva. Dacă nu se vorbea în grupul ăla, nu știați nici. Dacă a vorbit, faci și tot atâta mare timp. Păi, dar de ce te vina pe mine, mă? Asta mă deranjează. Dar de cineva te vină pe tine, la mie pula în gură să-mi iei de proastă. Păi, de ce am picat eu, mă? Pentru ce asta mă deranjează? Dar i-am spus eu cum am ținut secretele lor toate și n-am vorbit. Păi, brochii mi-a spus lui Timi, pă! Să-o spun public. Brochii mi-a spus lui Timi și Timi spus la cineva și a ajuns la Mesaloga. Da, că dă timpul la mea că mă nervez. Tu n-ai nicio treabă în chestia asta. Dar hai să te gura largă că nu te poți abține. Eu nu înțeleg de ce dai în Irina acum. Auzi la ce scria că, domne, vrei să vii să-ți donezi? Păi dacă vrea să donezi Irina, eram acolo cu nasul cu lui. Îți spun eu cum a fost treaba. Nu ne-a spus nici Stoica, nici tu te spuneai că domnule că ai văzut zânul panțărul, îi spuneai lui Irina, dar eu nu am vorbit cu Irina despre căcatul ăsta. Nu ar fi duși mai prost. Brochi ne-a spus lui Iftim, Iftim lua cineva și ne-a aflat noi. Gata, ce mai tot dată? Ce pot să-ți dovedesc chestia asta? Că vă duceți numai așa ca pula. Dar nici Brochi n-a greșit când ne-a spus lui Iftim, că erau prieteni. Ăla la rândul lui a spus la cineva și s-a terminat pulile. Ai înțeles? Cine a făcut căcatul ăsta să pută și să nu mai slucească Brochen, că Brochen minte enorm de mult, o cunosc. Tăt căcatul a plecat din ceatul de la mop. Că văd că voi o trageți la pulă pe morsa, eu nu ți parcă și asta e un jăvroi. Iisus Hristos, de ce să risc pe mopul, pe morsa, că a deschis subiectul? Dacă ți-a scris în ceat acolo cu cont fake din Stoica, de ce n-ați luat-o la pulă pe mop? Iar tu, fă-ți, am mai spus odată, tu îți meriți cu vârstul de sat și bine îți faci, că totdeauna unde te-ai băgat, te-ai luat pula în gură tu, de fiecare dată. Păi da, dar nu, tu toate astea le-ai aflat din grupul ăla, că dacă nu te certai cu Gabriel... În grupul alte povești, că asta m-a surprins, pă. Păi da, dar acolo le-ai aflat, că dacă tu nu te certai cu Gabriel... Nu, aici sunt două combinații diferite, nu. Nu am... Despre situația, păi, ascultă! Eu n-am fost în acel grup. Situația lui Luana din la Zăloaga, da? Zăloaga a stat liniștită, nu care și-a făcut cacatul praf, iar din Spricicămă Codorșau din altă parte. Știam de mult, n-am avut treabă, n-am deranjat, puteam să... Lui Gabriela aia care moare după pulă, i-a dată mui, pentru că nu înțeleg motivul pentru care mă sugea pe mine. Iar restul care m-a mai vorbit, acolo știu pe toți, dar n-am treabă. Eu mă bucur și vă mulțumesc că mă sugiți pe privatul, știi? Tu faci cea mai mare prostie. Tiei de Filip, tiei că ăștia sunt oameni naivi, că nu sunt perversi așa tare cum sunt ăștia. Ei, ce știi? Lasă că a bărfit și ea. Pula, tu n-ai bărfit. Altceva. Am spus că am vorbit și cu tine, termină-o pula mea cu live-urile, că aia ți-a fost aproape și știi că ți-a fost aproape.
Eu nu te-am băgat, nu am venit ca să luăm apărarea la nimeni. Eu am venit să scot adevărul. Nu e apărare, fă, eu vorbesc drept. Nu spune mie ce... Și eu am fost cu ea, și a fost, și eu am ascuns multe, și multe, și multe. Ai așa înțeles? Sunt o prietenie, fă, eu cu Zălagă n-am ascuns nimic, e cum pula mea. Ai înțeles? Așa că orice prietenie avea un sfârșit. Noi ne terminasem acolo prietenia, noi vorbeam, am vorbit, știi prea bine, până la momentul... Da, păi stai că vă spun eu din ce pun puță la tine acolo. De când au venit ăștia... Imperiale peste voi, am știut din totdeauna. Nu mă interesează, nu vreau să vorbesc de Imperial, nu vreau să vorbesc de nimeni. Pe mine mă interesează acea poveste, de ce am picat eu și nu te-a luat și pe tine când ai vorbit pe live? De ce n-a luat-o și pe Irina când a vorbit? De ce dar nu mă iei pe mine, de bun să mă iei, ce să facă mie? Nu vorbisem numai eu. De ce m-au luat pe mine? Asta mă deranjează. Mă aducă pe mine aici în scandalul ăsta? Tu ai fost prima care știut. Nu am fost, mai ei au zis că au știut ei, n-am fost eu. Nu e adevărat, te minte. De, n-am știut. Te minte, tu ai fost prima care a știut. N-am, ei au știut, eu n-am știut nimic, n-am știut nimic eu. Care e adevărul, banda? S-a spus că eu am să cer bani. Banda, care e adevăr? Că s-au bărfit între ei? Ei au spus la lume că eu am sunat-o și de-aia am aflat că am sunat-o până una să cer bani, nu că să-i trimit banii, să văd dacă și i-a spus. N-a zis așa, nu mai vorbim prostii. Taci din gură că așa s-a spus. Bine, dacă tu crezi că e așa cum zici tu. Eu așa am aflat, așa s-a și vorbit. Cineva? Și Georgiana când a făcut la ce nu s-a... Te-a blocat pentru că a bănuit că tu ești aia care ai împânzit pe tot. Și de fapt ei s-a dus în eroare că nu ești tu. Nu ești tu. Păi s-a spus, păi s-a vorbit și pe TikTok chestia asta, nu? Nu știu, nu tu, nu. Fă, tu cred că tu nu înțelegi un lucru. A apărut contul lui Stoica, care nu era el acolo, chat la Bob, da? Și se luagă ordica tu sprincean așa. Ai înțeles? Se luagă să interesa, că vreți să crediți, nu vreți să crediți, totuși îi pasă de cu mătră să află. S-au muit telepulami și o aflat din o trebuie să afle. Da, da, contul ăla s-a dus exadiciun sau în altă parte? Eu te întreb, de ce contul ăla nu s-a dus în altă parte, încă toată lumea știa că eu știu prima, da? Și s-a dus direct la Georgiana, ca eu să intru într-un scandal cu Georgiana, el să creadă că eu am făcut acel cont și m-am dus la Georgiana. Și nu era, pula. Eu am dat duma, da? Care eu nu știam nimica. Eu nu eram pe aici. Da? Cum vă explicați? Că nu mai știu cum. Băi, din... Acolo, Oana, nu, eu nu văd nu. Mare bine, doar că ești cu Irina, că ți era prieten. Că spuneți eu din toată povestea, din acest scandal unde s-a ajuns, eu nu văd decât pe Irina. Irina trebuia să-și vadă treaba ei, să nu spună... Serios? Da, altceva nu. Ea nu era interesul ei să zucă să o întrebe pe Andreea. Dacă erau prietenii, fă, ce vorbești, fă? Băi, trebuia să-i spună Andreea, nu e ea. Dacă erau prietene adevărate, Andreea în momentul 1 trebuia să-i... Adică voi aveți grupuri și vă feriți unul de altul. Bă, eu n-am avut grup, nu înțelegi că eu n-am avut grup, ești prost. Dar ce prieteni aveți dacă v-ați... Andreea era atât de prietenă bună, putea să-i scrie lui Irina. Irina, uite ce s-a întâmplat cu Luna. Și toată povestea n-avea rost niciun scandal. Eu nu ieșeam niciodată pe live-uri, că am ieșit 50 minute, că așa... Ai înțeles? Dar Irina a făcut-o ca drept de răzbunare, fiindcă eu am spus-o pe Corina. Și aici am încheiat toată povestea. Și Corina? Pe Corina, că Corina i-a cerut banii privat. Și noi pe live acolo... Spun eu cum au stat lucrurile. Ea a venit și a zis, sunt voi ăștia cerșetorii din grupul Talibanul care îmi cereți bani pe privat. Toată lumea a tăbărât pe ea, spune-ne Irina, cine e la Talibanul, toată lumea, știi? Și eu am zis doar Anglia. N-am dat nume, n-am dat nimic. Las că știu că toți au sărit toți în capul lui Cori pentru mine. Știu treaba. Că a zis că banii erau puși de tine să se ceară. Da. Da. Ca să știți și aici, Irina a prins, m-a certat foarte rău. Dar stai puțin, că i-a zis lui Cori, dă-mi fă 200 în promoc, ți-i dau înapoi. Și s-a dus nebuna, unii s-a dus. Și s-a dus... Eu m-am supărat pe ea pe chestia asta. M-a certat foarte rău în privat că de ce am spus,
M-a făcut cu spume în privat. Nu e adevărat. Înainte să mi se dea, să se ducă ea să ceară bani în promovare. Băi, omule, eu spun ce s-a întâmplat în seara aia de la Gabriela. Nu știu despre... Da, am mai pus înainte. Înțeles? Și eu i-am zis, păi cum ai ajuns tu cu Gabriela să vină să-și ceară ție bani Corina? Păi că tu nu vorbești cu nimeni. Asta i-am spus și eu. Și s-a supărat. De atunci a bufnit cu mine Irina. Gata. Și aștepta momentul potrivit să se răzbune pe mine. Andreea, la rândul ei, s-a răzbunat și aia pe mine, că am spus lui Irina, eu te înțeleg, dacă sunteți prieteni buni, de ce te deranjea faptul că eu am spus lui Irina că erai prietenă bună cu Irina și cu Filip, nu? Nu trebuia să te deranjeze faptul că eu... Dar nu cred că te-a deranjat Brocken pentru faptul că ești cu Irina. Ce? Când ai zis la cineva, din s-a aflat pe virtual. Păi omule, n-am zis la nimeni decât cu ea, eu nu mai vorbesc. Asta e problema, că v-ați blocat și n-a știut să vorbiți. Ai înțeles? Eu n-am vorbit cu nimeni și dacă nu era nevoie de bani aia de procură, nici Irina nu știa. Fiindcă Stoica a zis așa, găsiți în altă parte până miercuri. Iar s-a dus la Joe Wagner, că nu se știa de luna în momentul ăla, când se vorbea de procură. Fiindcă dacă ei știau de luna în momentul ăla, eu nu aflam, că nu zicea, sună sau trimite-i mesaj Luna să ne dea banii aia înapoi. Eu am lăsat decât un mesaj. Luna, ai scos banii. La 20 de minute, 10 minute, nu mai știu, o să văd acolo, să mă uit, să dau, că am dat captura. Am fost sunată de mama lui Luna. Ai înțeles? Și a spus dacă poți să schimbi acei bani pe numele lui Jose. Nu știam nici cine e Jose, nu știam. Că uite ce s-a întâmplat. Închid cu femeia și o sun pe Andreea. N-apuc să-i spun tot că Andreea... O sună puțin. Ia ascultă puțin ce spun eu. Dacă, să zicem așa, că îți dau cum vrei tu așa, să mănânci cum vrei tu. Dacă Irina a avut contul fake, Luiza era Filip și o muia pe mopă, nu crezi că era nu normal? Nu a avut contul fake. Băi, nu înțelegeți greșit, Irina nu a avut contul fake niciodată. Bine, Filip, niciodată n-a avut. Irina se retresase toate care le-a făcut și Irina știa. Cine este toate conturile astea, fiindcă noi trei știam. Da? Așa. Eu, de Filip, pentru cultura ta generală, Filip nu știa că eu cu Irina știu că el e Luiza. Niciodată, fiindcă el când vorbea cu noi, nu vorbea cu voce. Când noi sunam în grup, și Irina poate să confirme dacă el niciodată nu vorbea cu voce, doar scria, dar asculta. Da? El niciodată poate o fi bântuit în sinea lui, că noi știm că el e sexoasa și cu Luiza. Da? Să fie clar. Așa, că noi niciodată nu i-am dat înțeles pe el când eu spuneam. El mă întreba șefa ta cine e. Șefa ta cine e? Și eu îi spuneam, Luiza e șefa mea, lasă că apare șefa mea. Da, și de cine ai dezvăluit combinațiile? Dacă de ce? Fiindcă și ei mi-au dezvăluit. Dacă eu nu l-auzeam pe Filip sus la Irina când i-a zis lui Andreea. Nu timpul la mea de aici, că am vorbit cu Irina, te urmă, tatăl nu mi-aș nimic de tine. Băi, dacă e... Da, ascultă-mă ce spun, dacă vrei să mă crezi bine, ăsta e adevărul. Dacă eu nu l-auzeam pe el când i-a zis lui Andreea sus la Irina, dar pe un ton de la... Eu știam de la prietena noastră, dar n-am vrut să te deranjez. Atunci mi s-a tăiat tot filmul. Păi adică tu știai. Păi și i-am lăsat, îți dau mesajele. I-am spus, nu uita că nu sunt zăloaga. Ai știut de la mine, că dacă eu nu spuneam, nu știai. Și aici s-a închis cu Filip. Da? Dacă el nu spunea vorba asta la Irina pe live lui Andreea, eu n-aveam nimic cu el. Emoționant. Foarte emoționantă poveste. S-au bărfit în privat și acum aș dau un capul alb. Mai ales tu, Broche, n-a nimic ca cu tine să moară biceamă. Eu nu știu cum ai curăț să o mai dai în morsă când știi că v-ați mai făcut căcatul de asta. Asta a fost. O vânde, nu? Da? Asta și Andreea poate nu știa pe morsă. Andreea știa, i-am spus, la al doilea cuvânt, îl fac zop. Odată, dacă mai spune ceva de mine, cât eu am tăcut, nu i-am pronunțat niciodată, a dispărut, s-a întors. Nu i-am pronunțat niciodată numele. Cine faci-o? Pe el. Care e? Las că știu eu pe cine. E Stoica? Da, mă întreabă eu cu Stoica, nu înțeleg că l-am cu Stoica, e nevinovat. Stoica n-are ce să facă, e încolzit. Păi știi cine e vinovat, că ăla habar n-are noastră în căcatul lui voastră, că ăla mai și face altceva. Stoica n-are. Că l-a apără, că așa e el. Normal că ne apără și nu-i place scandalul lui Stoica. Normal.
Nu mai băga vorbi în gură că ți-am spus eu că stai ca te-o blocat, că te fot în freză, că așa faci tu. Mergi de la tine, din Cimbote. Păi da, n-aveam de unde, cum adică, dracu, bag vorbe în gură? Tu mergi intuiții sau ai eu? Nu poți să nu știu, Stoica, că sunt blocată la Stoica, când ți-a zis unul. Și tu ai zis că ești blocată la Stoica. Păi nu puteam să te bag dați așa în gură, să-ți dau de râs. Du-te, dracu, de aici, lasă-te. Dar cum să te bag dacă erai blocată la Micaru în braț? Tu toți ascunzi un adevăr, unde faci și nu-mi place. Ori mai târziu, acest adevăr se iese la iveală. Care adevăr, bă? Un adevăr se iese, unde a fost... Una, care adevăr? Dar ce adevăr cauți tu? Ai înțeles? Ce adevăr cauți tu? O să-l vedeți la momentul bărbit. Ceea ce s-a întâmplat acolo e o normalitate, ce ține eventual. Vă bărbiți, futaiuri, ca să nu încep să deschid o gură. Ei, le dai pe comandă, tu nu le deschizi gura. Dar nu mă mai interesează pe mine capurile astea. Da. Eu zic că te-a zis degeaba tu. E, de ce m-a zis degeaba? Nu că ești tu vinovată de ceea ce s-a auzit despre Luana. Și îmi asum ce spun. Și nici Irina nu-i vinovată că i-a spus lui Brocken. Erau prietenii, așa se reacționează între prieteni. Deci că vrei tu să spui că nu era Irina vinovată, asta e părerea ta, nu poți să te-o spui. Dar tu n-ai părfi, fă, putut e noroc, ți-am mai spus și el la telefon. Spuneai cu lui Irina și nu știu ce, să le-ai în sus, ce ai spus mea la gură. Eu? Da, da. Nu te uita că eu cu Irina nu vorbesc, fă, zăpăcit-o. Hai mă, gata, lasă-mă face. Și știi din ce cauză, mă, v-ați vorbesc eu? Gata. Oricum, ați vrut ca toată povestea să ajungă spre mine, s-a vrut. Ei! Uite, nici tu ai gura largă, fă, asta e de... E, pula, am gura largă. Ei, dacă nu te mai cunosc eu. Doare adevărul, știi? Și de-aia am gura largă, că doare adevărul. Bă, cine? Bă, mine ți-mă doar. Că știa că ai făcut live. Toată lumea știa, de ce nu s-a luat de tine? De unde știi tu, mă? Dar cum să iei din pula mea, că eu le bag moii din mers. Aaa, de frică! Nu s-a luat de tine, nu? Că eu nici nu știam că tu ai făcut la ce ești. Am criticat că a făcut postul pe acolo, fă, de-aia băga pe mine. I-ai spus lui Georgiana, du-te, fă, și mai bine roagă-te pentru prietena ta. Păi nu e așa, păi tu lași contul recul să vorbească din prietena ta, nu-i normal. E, atunci de ce când ei a văzut, bă, tu de unde știi? Din Floci. Te-a spus Morsa? Că Morsa știa, Morsa știa. Nu am vorbit cu tine, făi, nici, până mai sunată cu două zile. Nu mai era. Irina era prietena lor acolo, i-a dat bani. Dar n-are ce să reproșeze mie niciodată, Irina, și nimeni. De ce a deranjat-o? Te iau, te mă, dar puteai să mă suni și eu spuneam, da, fă, că eu mi-asum. Important e că eu mi-asum. Și gata, te-ai terminat, că eu dacă știam că eu sunt blocat, eu... Ei n-au cum să reproșeze mie niciodată că am să scris rămâneam, dacă rămâneam blocat acolo, eu nici în ziua de astăzi nu eram aici, în povestea asta. Băi, s-au grăbit-o crezi cu ei și tu și te-au blocat și cu asta basta. Mare căcată în pulă. Te-au zis pe mine. Pe urmă, ei află adevărul în spate și tot eu rămân vinovată că mint. Nu, ce țări de Luana, tu nu minți. În rest, ești o gură largă. Hai mă, lasă-mă în pace. Da. Tu știi că nu m-am urcat cu tine să spui că sunt gură largă. Nu m-am urcat cu tine să dezvălui povestea asta, că eu n-aveam de unde să știu. Eu nu vorbisem cu nimeni. Nu. Dar recunoști că am fost bârfit acolo din rupt? Da, da, și eu te-am bârfit și toată lumea, da. Și acum să-ți bag și o muie, că tu vă tipa cu Irina. Și Georgiana poate să-mi bage muie, că merit că am participat. Și atunci de ce nu mai dai în gură, mă, lui Irina, dacă și tu l-a rădut-o bârfită? Ai înțeles? Că nu recunoaște, eu mi-asum, ea nu-și asumă. Da? Eu mi-asum, dar ea nu-și asumă. Da, am bârfit, dar asta este tot. Și Georgiana poate să-mi dai muie cât o vrea acum. Eu din toate privaturile mele cu Irina, niciodată n-am vorbit despre... Păi dacă mă spunea Irina și spunea că vorbești numai de mine, că ai disperată, vrei să-ți dau mesajele? Păi ce i-am făcut eu lui ăsta de te disperă cu mine? I-am zis. Păi, adevărul cu tine, viță, bără. Ce vrei să-ți dau mai mult? Și automat te-am bărfit și eu. Cum tu mă zicea cum mă bărfit și toate alea, te-am bărfit și eu. Eu merit o să... Dar știu, bă, că te mă... 5 ani de acum încolo, că merit. Eu îi spun un cuvânt. Poate să-mi dea muie 5 ani, fiindcă merit.
că am fost acolo și mi-asum. Ei, Irina, de ce nu se asumă? Să spună ea, dacă ea spune, cine este asta, domnul? Ce se întâmplă? S-a rezolvat misterul. S-a schimbat situația. Dacă ea spune cine sunt, că eu mi-am recunoscut, eu șterg tot și nu mai apar. Cum eu vreau să spun ceva. Niciodată. Păi mă uitam la ei că-l chema pe ăla. Păi pe toți m-a blocat, numai pe mine nu m-a blocat. Cum facem? Cine? Intră pe ei, în umbră, ne ascultă. Cine v-a blocat pe toți? Filip, pe mine nu m-a blocat. Cum facem? Nu puteam să mă blochez, n-am avut păi nu pe tine vorbesc, vorbesc cu ăștia. Băi, băi, atâta mentalitate aveți că venea Filip să vă recunoască ce a făcut? Păi cine e prostul ăla? Da, ce? Eu nici nu am cerut așa ceva. Băi, hai să spun până așa, dacă nu era Filip... Băi, eu aici, dacă mă aude și este cineva de la Georgiana în umbră, Georgiana are dreptul să mă înjure 5 ani, eu nu-i spun nimic. Să fie clar, fiindcă am participat. Tu la fel, poți să mă înjuri. Să-mi faci like-ul. Bă, eu fac pe mine, m-am plictisit. Te-am bârfit! Da, recunosc. Fiindcă așa a fost acolo situația. Așa că știu că mă iubești, dar Gabriela vrea să mă fac. Irina să dă că ea nu bârfește pe nimeni, ea nu vorbește cu nimeni, decât vorbea cu Bogdan pe toată lumea. Da, păi știu că a fost subiect mare acolo, știu, știu. Da? Nu! Asta nu-mi place, că să dă maica stareță și nu este cine. Trebuia să-și vadă de treaba ei și nu să ajunge aici. Putea, dacă Andreea vrea să-i spună și cu Stoica că erau prieteni, cum spuneți, că nu mai putea acum Andreea sare de ea, putea să-i dea mesaj să-i spună, uite Irina, ce s-a, uite Filip ce s-a întâmplat. Da? Dar la 3 minute, băi, tu ești capul, la 3 minute după mine primește, ea era cu Stoica în apel că făcea bine. Nu știu ce mare crimă a făcut, fă. Uite ce-a făcut. Ce-a făcut? Dar uite ce-a făcut. Uite ce-a făcut. Uite ce-a făcut. Stai că schimbă contentul, stai că-ți bag boia. Tu ce mă trăge pe privatul? Păi cine mai vrea să mă trimi? Trebuie să sunai de două în două minute. Ce-ai zis? Tu de ce sunai pe Irina în două în două minute? Uite ce face Morsa, uite ce zice Morsa, uite ce să pute Morsa. Dar i-am vorbit, fă, i-am vorbit numai de mult. Tu ești îmbrâligător, deci nu mă provoca pe mine să deschid eu subiectul. Nu mă provoca, că îți dau maxim să moară mici, mai scump. Da. Că dacă mă provoc să deschid eu din respect, tac, că au fost da. Ok cu mine. Eu spun pe bunii să respectul. Nimeni în viața lor nu mi-a scris nici despre mop, despre nimeni, între mine și a fost o prietenie normală. Elisabeto, tu nu știu cine dracu e și mă zăbă. Ei, lasă-o, bă, că-i Dima. E Dima? Păi Dima plânge de lanțuri. Du-te după lanțuri. Lasă-o, bă, că-i prin... Păi, vorbește cu mine, ai nebunit? Nu știam că e Dima. N-are treabă ea cu tine, cu căcatul tău. Ea își permite eu că n-are treabă, treabă cu mine, Dima. Doamne, ferește, ce ești nebun, dar ea plânge de lanțuri. Păi da, ți-i dau lanțuri. Păi să-i dau lui domnul Dima. N-a s-a dat în lanțuri. Păi mi l-a trimis femeia, l-a lăsat amanii să-mi plătesc chiria și uite, bărbatul are panorama că nu mai trimit lanțul înapoi. Dacă vrei să o știi și pe asta. Dima, nu-ți mai tace gura aia deloc. Era dracu, Dima. Eu știu ce mă surprinde pe mine o chestie? Ce? Eu cu Irina am vorbit foarte mult. E adevărat că îmi spuneam lui... Ascultă, bă! Irina, du-te și poți, că eu știu ce... Nu vorbesc cu Irina. Bă, sugace, bă, și tu știi bine. Eu nu am nicio treabă cu Irina, tu știi bine. Nu mă... Nu v-am lăsat acolo de punea la voastră și am plecat. Ai înțeles? N-ai tu, n-ai tu. Da, asta e. Dar vreau să spun că din privatul lui Irina... Atât. Foarte puțin, mai mult pe telefon. Mai mult am vorbit, așa cum spui tu, că ar fi Luiza Filip, mie din privatul lor nu mi-a dat o vadă că ar fi bârfitor sau stânga dreaptă, îți spun pe bune. De-aia mă șochează oarecum așa. Bine că tu ai avut întotdeauna în măsia să afli cine e Luiza, zi drept să mori în pârnaie. Eu știam de când a apărut cine e Luiza. Dar pe nu m-a interesat dacă au avut respect față de mine, nu m-a interesat. Eu am știut din, de când a apărut. Și cu povestea cu Filip, cu îndrăgosteala și tot. Știam tot. Era îndrăgostit Filip?
Așa era în poveste. Auzi, băi, mai bine să ne fute mică să ne omorăm între noi, crede-mă. Normal, era, așa era povestea. Dar tu ești pe scandal, că pe tine ce să te fută? Coasă și lopată, ce să te fută pe tine? Da, e problema ta, discurcă-te, bă, balamuc, dar nu trebuie să te mai repezi, pentru că vina culoană nu pleacă de la tine. Am aflat de ce am fost blocată, dar mi-am văzut de treaba mea până la un punct anul. Îți spun eu, fă, că știu din sursă sigură, te-au blocat pentru faptul că au crezut că tu ai dat zbor pe institut. Păi și eu, dar tu știi, la fel mi-au spus, da, dar tu știi. Și ei s-au clipit aici, bună ziua. Dar tu știi înaintea mea și eu nu știam, cum faci? Dar să știi, mă bag eu că tu chestii cu scatini. Păi vezi că tu ai știut că Irina a vorbit în partea ailaltă, din partea aia venit și ți-a spus. Nu e adevărat, Irina nu mi-a spus absolut nimic. Păi nu ți-a spus Irina, ți-a spus altcineva, da? Păi băgați aș mui, Irina a sunat-o. Să-ți dau muie! Îți dau de jurat de te-ai în pul, Irina. Bă, Irina a sunat-o, lua mi-i pula în gură să te ajut din pătinia. Lasă-mă că Irina știa că eu sunt blocată și a vorbit în partea ailaltă. Dar nu știa dacă te-a blocat Irina, eu că n-am spus. Așa că te-ai pus în gură, taci. Taci în gură. Taci, că știu că vrei să iei apărarea. Cum e problema ta? Nu-i problemă, nu te-ai forțat. Nu iau apărarea, că știu că am fost bărbit. Dar nu e așa. Taci. Fiindcă n-am că tu ai știut că eu sunt blocată, că eu n-aveam de unde să știu. Taci, gata. Nu mă, eu știam că ajungând aici amândoi ajungem să facem noi, îi lăsăm pe ei și ne luăm noi doi. Dar mi-e tot carul în braț, ești proastă, că nu-i cumva. Dar mi-e tot carul în braț, păi, mă, ascultă-mă, că tu știi că niciodată da? Nu. Tu când m-ai sunat pe mine, te-ai plâns de Irina, de combinațiile voastre, da? Te-am văzut că plângeai că n-aveai bani de bilet. Hai să vorbim ce trebuie. Da. Eu am spus, Irina, nu știi nimic. Nu știu, Irina, că nu vreau. Să-ți iau cura aia pe ciocan, lasă-mă să-ți explic. Da? Când am sunat-o pe Irina, am zis, te rog, eu nu-i spun, morsa ca aia bagă moie. Ajut-o, că știi că e proastă din curică. Și o zis, femeia, Sorin, stop. Nu mai vreau să ajut. Atât am avut contact cu ea. Te-am pus eu să sun? Nu. Păi și atunci ți-am zis că... O sura că nu vreau nimic de la ea? Da. Și după aia eu am văzut că nu pot acolo, am sunat pe Stoica. Nu când mi-a zis mie Irina că te-a blocat, nu ce pula mea și nu știu ce. Chiar ei mi-a spus de ce v-aș certat. Ba, am încercat-o să-i spun, știi că eu nu știam că căcaturile voastre așa vorbim. Și am fost corectă și cinstită când m-ai întrebat de cu cine am vorbit, că de ce m-a blocat Stoica și eu am spus cu două persoane și le-am spus cu Irina și cu Filip. Nu știu că ești blocată, du-te fără numai aiurea vorbești. Când vorbești cu mine, tu nu știi că erai blocat. Mă du-te dracu că mi-ai spus că sunt blocată, mă du-te dracu. A, păi ți-am spus eu, dar tu când mai spune nu știi că ești blocată. Păi asta aici vreau să ajung, că toată lumea zis de unde știai tu. Păi de la mine, dar nu știu. Păi așa spune. Așa spune. Păi tu mă trimite să cer bani de la oameni. Cum să cer dacă blocat lumea? Tu ai spus că știai. Tu nu știai de la Stoica, de la cineva. Tu ai știut din acel grup unde s-a vorbit? Ai văzut viața mea că trebuie popana păi, în... Păi s-a vorbit în acel grup că eu sunt blocată la Stoica? Am relații... Nu. De bani de unde știai? Nu mi-a zis că ești blocată la Stoica. Păi eu vorbesc cu Stoica. Păi eu te întreb pe tine de banii lui Luna, de unde știi? Am relații peste Păi hai să ne futem. Că Luna, nu vrei să vezi eu niște am de banii lui Luna? De unde? Zăloaga. Zăloaga aflat de la cineva, acel cineva de la Iftimii. Gata. Șt, gura. Dă-o de jura pe Zăloaga, că nu-ți va da numii Zăloaga, că noi așa suntem noi. Dă-o de jura pe Zăloaga să vezi cât spune. Eu nu, n-am avut contact cu prietenete, cum ar fi Brocken sau Stoica, să despre căcaturi de astea. Te pup, Rela. Nu mai te dau iurea, că te duci, că tu știi că pe mine să rupi eu spun pe față. Mamă, îmi place să dau de jurat la nebun, dar nu vreau să aduc altceva. Dă-mă de jurat, dar ți-aș mui, că ți-am spus că îți spun futu-te în gură. Ia uite ce spune Rela, să iei lindicul în gură. Lu cine? Lu Rela. Că și de asta te-ai luat futut, e noroc să te fot. Pe TikTok. Nu, dar știe că... Da, că te-ai luat o leacă de ea. Nu m-am luat. La mișto a fost acolo, știe ea despre ce e vorba. Ai vrut să testezi prietenii? Fă mare panaramă ești.
No, nu m-am luat de ea. N-am treabă cu Rela. Rela e... Rela, la... Rela e Rela, ai zis bine. Eu trăia să tac cu Rela, că n-aveam voie să... Ți-am mai spus, vina ta că tu... Nu-i vina ta, că nu-i nicio vină, că așa sunt între prieteni. Eu dacă aflu că s-a întâmplat ceva, îi spun, fă să o luam, iau ce s-a auzit. Asta nu e o bârfă în pula mea. Și știți că în grupuri există bârfi, discuții, ăla suge pula, ei sunt normal locurile astea, că nu-i de azi de ei. Ceea ce faci tu, te repeți cu Broken, cum v-ați mai muit odată. Ne muim, ne muim, noi așa suntem cu Broken, da. Măi, nici se cere are bani împrumut. E prietena mea, ce vrei să-i fac? Nu, dar eu n-am treabă cu ea, să mor aici dacă am treabă cu ea. Bună, rane, bună, e acolo, ce săracu să mai fac? Plânge cu mine, eu plâng cu ea. Ce să-i fac? Singura ta. Dar nu te faceți oamenii să râze de voi. Treaba e să facă ce vrea, nu mă interesează. Dar nu-mi place la ea că minte mult, atât. Dar care nu minți? Că tu nu minți, luate-o și picio ca să te iau, că nu minți loc. Păi eu cu ce am mințit? Fai de pula mea cât minți tu să vă înferească Dumnezeu. Păi spune cu ce am minții, băgați aici pula în gură, hai spune. Tu încerci cu mine? Da. Cu mine o încerci? Păi spune. Stai cu mine, că tu ești ca pisica, vrei să cazăși. Tu niciodată vrei să... Mă, dracu, că eu... Fai, tu vrei să mă... Fai, tu vrei să repet vorbile? Mă, aduceți aici. Dacă lumea e vinovată, numai tu ești acolo. Bă, omule, în povestea asta chiar n-am nicio vină. Băi, tu, bă, în zinea ta, da, că la tine e normal când duci vorbă de școlă. Ia uite ce spune Negheobul. Lua-mi carul în gură. Da, bă, uite. Singura vină din toată povestea nu are decât Irina. Zic, bă, că a spus lui Broken? Da. Dar păi și ce era Broken, un străin? Păi trebuia să-i spună Broken dacă... Dar tu de ce pula mea ai spus lui Irina? Ia! Hai să spun de ce i-am spus lui Irina. De ce ai zis? Că ți era prietenă, da sau nu? Nu, neapărat, că nu afla dacă nu se... Dar mă de ce ai spus lui Irina, fă? Băi, omule, am zis să ne dea niște bani, deci... Ea a zis așa, de ce nu te ajută Stoica? Și atunci am fost obligată să spun adevărul. Ba, Stoica te-a ajutat tot timpul, fă. Măi, omule, nu putea omul, a zis căutați voi în altă parte pentru două zile, dacă nu mă duc să duc asta la amanet, a zis omul. Și a zis, nu tu ce poate găsim. O veni Stoica, o zis, îi bași mâna în curse, îi scarpi în căcat. Da, i-am spus și ei erau conștienți că pe urmă au ajuns la concluzia amândoi, că poate i-a spus lui Irina, din simplu fapt că s-a dus să ceară bani și a spus adevărul. Asta, asta a fost. Și care-i vina lui Irina? Că eu spus nu trebuia să spun aici, trebuia să meargă cu ea să tacă sau să-i spună Stoica sau să-i spună altcineva, nu eu. Dar care era relația? Nu eu, fiindcă oamenii au zis destul de clar. Dacă auzim din gura ta, te blocăm. M-au avertizat. Dacă cineva ne spune că tu ai spus Morso, te blocăm. Oamenii m-au avertizat. De-aia nici n-am așa tangențe să am ceartă mare cu ei. Băi, băi, dar nu-i vina ta cu împrăștierea asta, spun eu că știu ce vorbesc. Deci dacă Irina e divină că tu ești, ea i-a spus lui Broken. Și tu ești divină, de ce ai spus mai Irina? Că vă păi te-am spus de ce am spus, eu am aveam încredere. Așa ce ai spus, nu? Băi, dar și-a spus, zic, era îngrijorată. Nu gândeam vreodată că Irina se duce să-i spună lui Andreea, nici nu visam așa ceva. Mamă, ce crimă, fătute în gură, mă. Da. Când era aici... îngrijorată, așa era poate îngrijorată din Luana și a întrebat-o pe Broken. Uitați-vă ce acuzații, mă, Cavaș. Gata, da, era îngrijorată. Hai, gata. Da. Dar vrei tu să-l spui acum? Dar nu, fă, eu nu țin cu nimeni, nu știu, mă, adevărul cu mie, fă. Ea a vrut să răspune pe mine că am spus-o pe Corina. Să fie clar. Dar nu cred că prin modalitate. Ba da, ăsta a fost, păi și tu discutiat între mine și în privat cu ea? Ai fost tu cu tine când te-am sunat din cauza lui Corina? Dacă vreau să spune pe tine, îmi vine și îmi spune mie mai multe, nu mi-a spus niciodată. E, spunea ție, nu mai putea să spună ție toate alea, de ce nu ți-a spus ție toate alea? Hai mă, lasă-ne în pace, înseamnă că era o vorbitoare dacă venea și spunea ție. Ea spunea că nu mai vorbește cu tine, că nu-i mai trebuie și acum spui că, hai lasă-mă în pace, că mă fac să vorbesc mult. Tu m-ai zis pe mine să vorbesc mult aici? Hai gata, stop! Lasă-mă în poate și ți le spunea ție. Nu spun eu, fă, nu mai mânca căcat, fă! Înseamnă că ea ți-a spus și o ascuns. Eu, dacă venea să spună... Vorbim gură, fă, putu-te așa noroc!
Atunci veneați ieși și ți le spune. Iar nu ești pipănuiel așa. Oricum avea cu 99% private. Dar cu mine nu. Ei, n-avea. Tu vorbeai cu... Eu când am plecat de acolo din cauza ta. Bine, din cauza mea ai plecat. A, păi e din cauza ta. Păi de ce ai plecat din cauza mea? Ce ți-am făcut eu? Nu mai contează, că eu n-am pus mărită. Nu, asta e vreo de 2 lei. Ei, ce te fac și eu? Din cauza mea. Ai plecat din cauza că nu ți-a convenit să stai cu Imperialul și cu Ciro acolo. Da? Până să apare. Da? Nu mă fac că ți-o sunt pirina. Tot ce făi de aici. Stai parcată, păi. Stai parcat. Stai cu mine. Până să vin, i-am plecat eu. Dar hai că nu mă vreau să deschidem subiectul ăsta. Vrei să-l deschidem aici? Vrei să-l deschidem aici? Mi-e indiferent că eu n-am nimic de ascuns. Mi se pare penibil ce faci tu. Atunci, las-o și acum picat. Mai deschidem alte, mai aducem alte lume. Iar vrei, vrei să dau un subiect acum pentru toată lumea? Vrei? Că tu știi că eu sunt Panorama. Țin să vă mărturisesc la toți. Ăștia care mă pupați în pură să vă iau mamele și bărbații în pulă. Irina, Luiza, Filip mi-a băgat câte 1000 de euro și eu vreau să-i bag mui la toată lumea. Da, vă, îți convine? Nu ți-a dat 1000, du-te drept. E, 999. E adevărat că sunt amărât. Să n-am parte din zor mea, mopu. A, te că cobor, că dau dracu dacă îmi faci luat. Ți-i dă pe inima cu eu nu te-am să... Aici s-a adus sub altă lume în discuții. Du-te și ei, dacă mai vorbești din Irina, vorbești și eu din mopu. Ha! Ei, vorbește, nu mă interesează. N-am eu treabă cu... Îi dau maxim. Ai înțeles? N-am eu treabă. Certați-vă, omorâți-vă. Eu m-am retras în scandalul și m-ați adus tot în scandalul. Cine fă? Bă, pe tine tu retras, bă, Irina, bă, nu că te-ai retras. Bă, m-a retras Irina, hai mă, lasă-o vrăjeala asta, că Irina făcea live-uri, vezi, Doamne, pentru mine, spunea, uite, vedeți, asta nu-mi convine și mă face să vorbesc mai mult. Lasați-mă în pula mea, lasați-o așa și mai mă iervați. M-a retras, mie când vreau eu îmi pun stop, când nu vreau eu nu-mi pune nici dracu stop mie. Am vrut eu să pun stop și atâta tot. Nu m-a retras pe mine Irina, nu m-a retras nimeni, că pe mine nu m-a ținut. Nu te-a forțat nimeni, că știu că nu te poate forța. Păi nu m-a forțat nimeni, nu m-a ținut. Irina mi-a dat mie bani. Singurul ajutor care mi l-a dat Irina mie, să pentru voi să nu credeți că asta a spus că sunt geloasă pe Irina. Și ea poate să confirme Irina, dacă e corectă, jocurile care le-am făcut. M-a ajutat, mă vede Dumnezeu și mi-a luat un bilet de avion, atât. Nu mi-a dat bani pe privat niciodată Irina mie. Niciodată 5 lei nu mi-a dat. Și Luiza, dacă mi-a dat bani sau Filip, eu am dovesc că le-am trimis înapoi. Da, dar știu și eu treaba asta. Da? Știu și eu. Păi și atunci, de ce mă convingea? Nu m-a plătit. Dar niciodată nu mi-a dat 1000 de lei. Păi mă, poate să treaba asta, păi. N-a zis nimeni altcineva. Lasă că a văzut tipa că toate tezile care le-am avut au ajuns la Georgiana ca să am vrut eu. Păi nu mai țipa că îmi put camera, eu știu ceva. Nu mă luați voi pe mine că nu mi-a dat mie niciun leu, nu mi-a ținut pe mine Irina, nu singurul ajutor care mi l-a dat, mi l-a dat în meciuri și un bilet de avion. Care am spus dăm să-ți dau înapoi și n-a vrut să-mi dea contul. Nu vrea să-i se afle numele. I-am trimis captură cu 1800 de lire care i-aveam pe card. Am bani, dă să-ți dau bani. Voi mor, să fii atent ce te spun eu. Sunt mort dacă nu vorbim. Puteam să ieși și eu să lovesc în Irina la tot ce se bărfie acolo. Zic să moară Betty dacă n-ai spus. Puteam? Nu știu. Puteam sau nu? Că știu tot mai ce s-a vorbit. Eu puteam? Nu vorbeam niciodată dacă nu vorbea. Păi ce nu poți să fii secretul meu și eu vrei să ți le țin paletele? Nu, dar eu te întreb, puteam păi, fi, nu s-a spus pe tine, tu poți să știi secretul meu și eu să-ți le țin paletele niciodată, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Măi, ascult o secundă. Deci la tot ce s-a vorbit, puteam să ieși și eu să o jicnesc? Da sau nu? Da sau nu, răspundem. Știi de ce l-am făcut eu? Pentru că așa suntem toți pe bărfie. Păi da, de-aia Nina am blocat-o, mă bucur că eu am blocat pe mine. Fiindcă tu când i-ai scos cheia, ai zis, mi-a scos cheia că nu mai donează. Și de-aia mi-a spus că ea panțărul. Eu de-aia n-am blocat-o pe nicăieri. Ca să, ca nu știam că... Nu știam că ea scos cheia eu. Da. Eu? Da.
Nu am nici discuții, mi-au de aici. Da, păi de atunci du-te în pula, mă, nu mai mă poate să vorbesc. Nu știam, nu e adevărat. Ei, pentru că am știam vorba asta, tot să nu se ajungă, că tot a venit cu cerșeala la mine și tot a ajuns aici, tot cuvintele alea a venit și mi le-a spus. Nu mă interesează, că oricum mie mi-a mers numele. Dar el nu mi-a dat niciun bani și până am închis canalul avea cheie. Cum pula mea să face? Nu, pe TikTok. Eu? TikTok, da. Că ai scos cheia de moderatoare, că nu mai ți-a donat. Eu de-aia n-am scos-o de la moderator, eu de-aia n-am blocat-o. Dar asta spuneați și de mine. Ok, ațeles, ia greșit. Vrei să spun ceva? Eu v-am blocat pe toți pe TikTok, în afară de Rela și de ea, din respect pentru că mi-a făcut contul. Dar de chei, eu le-am dat pe toate jos odată, pentru că erau persoane care eu i-am blocat. De-aia n-am blocat-o. Nu am blocat-o nici acum pe Instagram. Uite, vezi, asta e penibil. Dar bine, eu n-am treabă. Cum din donații? Ce pula mea aici? Că m-a blocat ea pe TikTok, e treaba ei, mă bucur că m-a blocat. Chiar dacă m-a blocat, nici acum nu i-am luat cheia de la moderator. Fiindcă asta îmi spunea. Cu toate că mi-a spus că m-a blocat. Da, Bianca, păi tu, ea mi-a făcut, tu. Ea mi-a făcut contul de TikTok, da? Ai înțeles? Eu vreau să spun odată că... Dacă Irina este o femeie asumată, cum spune și cu dreptate, vreau să recunoască de aceste două conturi. Și gata. Dar de ce vreau să recunoască? Nu vrea? Atunci să fie sănătos. Că mie îmi place să fie asumat și cu sânge în instalație, da? Cum ea n-a știut să țină secretul meu, eu de ce să-l țin palii? Dinte pentru dinte, uși pentru ei. Să fie clar. Rela, eu n-am plecat că m-a supărat pe mine Irina, sub nicio formă. Cu toate că a vorbit treaba ei, pula peste. Poate că s-a lăsat influențat de niște rahaturi de discuții. A doua la mână nu m-a mai adus pentru că știu că va ieși balamuc acolo, cum a apărut Ciro și Imperialul, și am spus, băi, fați, eu n-am nimic cu tine, am și-o vorbit cu ea. Eu nu pot să vin când ăia, piciatul lor, mi s-o jura copil. Eu nu vin acolo. Lasă, că eram acolo cu toată lumea care ne certasem. Din respect. Deci singura pe care ne-a blocat a fost... Irina, cu toată lumea care ne certasem, eram din cauză că ne donase puncte, că pula mea, eram obligat să stăm acolo. Hai, gata, lasă-mă, că nu mai vreau să vorbesc. Ce-ai zis, bă? Gata. Ce-ai zis? Din cauză că ne donase puncte, că altfel mie nu mi-a dat, tot ți-a dat 200, ți-a trimis. Mie nu mi-a dat niciun bani pe privată, cât un singur bilet. Eram obligat să acceptăm pe toată lumea care ne certase, că pe ea nu-i interesa. Care ne-a ajutat, trebuia să stăm acolo. De faptul că ea ne-a ajutat pe noi în meciurile astea, noi eram obligați să stăm acolo. Gata, stop, lasă. Asta din punctul tău de vedere, mie nu mi-a spus niciodată nimic. Nu ți-a spus soție, când nu ți-a spus soție. Păi dar nu mi-a cerut, că domnul primește pe la popor. Dar destul de clar, tu nu știi, n-ai fost tu pe privatele mele. Dar nu te contrazic, fă, că eu știu ce ai vorbit tu, eu zic din punctul meu. Păi din punctul meu, n-ai stat până dimineața în telefoane cu Irina, cum stăteam eu de mă primitea dimineața. Lasă-mă ăsta, lasă-mă. Păi și atunci... Și oare chim acum, că ți-a vorbit... Tot timpul spuneai, mă avertizai, dar eu atâta încredere orbească aveam în tine, că nu știam ce vrei să mă avertizezi. Mor și atâta, zic, da, virtual, nu m-ai ajutat cu bani, dar l-am prins eu așa încrederea asta cu tine. Și tu să te duci să mă trădezi din la 3 minute după ce vorbesc cu tine, nu te iert. Nu, că dacă tu nu vorbeai la Andreea, nu se știa nimica. Nu se făcea niciun scandal, nu nimica, fiindcă o cunoașteți pe Andreea cine e. Și Andreea din atâta a făcut atâta, răzbunarea ei, că eu i-am spus, da, n-am nimic nici cu Andreea și nici n-o jur. Aștept să scap de stoica și-i blochez pe toți de data asta. Fiindcă are și Andreea partea ei de vină, că m-am dus și i-am spus. Dar ei trebuie să fie conștienți de ce m-am dus, fiindcă eu trebuia să fiu la ambasadă pentru o nenorocită de procură. Fiindcă ea, dacă nu mă întreba de ce nu, că toată lumea știa că mă ajută stoica. Eu nu m-am ferit de nimeni. Da! Ia știa că am luat banii de la Luna! Ce plângi tu acum pentru toate lepele de oameni? Că te îmbolnăvești! Zălacu! De 100 de mii, dar tu și nu vezi minte niciodată! Ascultă-le, că Zălacu! Noi că știm adevărul cum s-a întâmplat cu discuția dintre fata asta care e la spitală.
Tu știi cum ne-a plecat, nu discuția, nu știi cum ne-a plecat. Ia, Andreea, nu mă cer cu nimeni că nu vreau să dacă eu mă cer cu cineva. Trebuie să o aduc pe Luna în discuții și nu vreau. Nu, aici te acuză degeaba cu Luna, spun eu. Și nici Cirila nu-i divină că tot suși pula, degeaba. Nu. Dar eu nu mă fac, până la urmă, Stoica cu Broken, cu tine, știți prieteni acolo. Dar eu spun ce știu eu 100 de minute, eu nu vorbesc ca Iurea. Dacă eu spun ție, Sorine, nu spune! Că nu vreau să știe de la mine, tu la 3 minute te duci și mă spui! Dar n-a făcut rău, fă, tu timp, pula mea, că era prietenul cu ea, nu mai mânca căcat, că mă nervez. Ce rău a făcut chiar să Sirina lui Broken, dacă erau prieteni? Au făcut toată. Păi, n-au făcut nimic, nu te-a trădat cu nimic, mai mâncat căcat. Cum ai pe toate părțile și stop. Cu toate că ar trebui să profit în momentul când vorbesc și eu acum. Că am fost vorbit. Dumnezeu ne vede fiecare. Tu nu vezi că s-a trebuit să dea vina pe tine? Gata, stop! Eu știu cine. Eu i-am spus lui Stoica, atenție la semafor. Vinau ăia care s-au dus și au vorbit. Nu mă las că nu mai stau bine. Stai, fă, aici tu tine chilul meu din bună. Aici e nevinovă, dar ea totdeauna așa polincură. Are și ea vină multe, dar în faza cu Luana n-are nicio treabă. Păi n-a făcut rău nimica Irina. Lasă că știi noi ce dă nicio treabă. Îi dă lui Irina în bot pentru că a lăsat-o pe Irina, el altă să o măscărească, ce-ai dreacu, că mi-a zis mie. Și-o doare, că a fost prietenă. Bun, acum că a bărfit Irina, să moară mama, îți dai seama. Ultima era Irina. Toată lumea bărfește. Dar așa se întâmplă. Morsa întotdeauna a fost un țap ispășitor. Nu-i țin apărare în alte chestii. Dar faza cu Luana nu pleacă de la Morsa pe YouTube, să știi alții. Na. Știm noi mai bine cu Luana, dar să lua, da? Vă promit eu să lua că cât de curând va face la aici. Și vă spun tot să lua, da? Cât de curând va face la aici și vă spun tot să lua. Să lua că taci pentru că e situația nasoală cu fata aia, care vă zice lucruri pe față. Aici Morsa n-are nicio treabă. Eu vi le zic cu probe. Da. Suntem da. Pe unde stomana. Morsa n-are nicio, n-are nicio aici, treabă, da. Mihaela. N-a spus la nimeni ce ține decât vouă acolo. Că și tot de acolo a plecat. Și știm și persoana care a mâncat rahat, piti tot. Exact. După, din grupul vostru, prima dată, cine credeți? Că voi acolo, leprelor, ați știut că... Mopoplat, prima persoană virtuală, acum de curând, a spus șase... Vreau să faceți legătură bine, că primul comentariu despre Luana a apărut în chat-ul ei. Da? Eu știu toată combinația de unde a plecat. Din grupul vostru a spus... La Mopo. Și știu și cine a spus la Mopo. Și Mopo a pus să facă râsuri pe acolo. Morsa n-are nicio vină. Pentru că unii dintre voi i-a spus la un prieten de-a nostru, dar nu. Și prietenul nostru i-a spus lui Zăloaga. Și Zăloaga mi-a zis și mie. Ca să știți cum stați. Și noi am tăcut, dar Mopo a făcut puțin așa situație. Păi a profitat când dracu să nu profite că Mopo. Ai profitat de orice subiect, băi. Că-ți am pulă de urâtă. O să vedeți, băi, până la urmă că... Iau doar în pizdă de toată lumea. Sau ce crezi că... Ce crezi? A uitat vreodată Ioana că a futut-o în gură și pe copiii ei? N-a uitat-o niciodată. Dar toate la timpul lor. Zăloacă taci că dacă își vine fata aia, nu mă gură. Jeguri, dacă oameni. Devine fata aia, stă drum la gură și o să vedeți atunci cum vă mâncați între voi. Păi nu mă interesează că vă dizbinați, că vă bobați. Și tu, Broche, nu ți se pare că n-ar mica. Știi cât fur curent tu? Nici n-ai idee. Da, ia, e îmbârligătoarea numai bună. Pentru că niciodată n-ai fost corectă. Te-ai dus pe cuvoate la toată lumea.
Că tu știi prea bine de unde pleacă și unde s-au ajuns pe dincolo. Dar știi prea bine. Dar bine, e treaba voastră pe la urmă acolo. Morța și-o merită cu o vârstă în desacă totdeauna. E fraieră și i-ați de te ori să-și vadă treaba ei. Și ești de bine voastră că v-ați comunicat iară. Și are încredere. Acum vă dă iară bot. Nu trebuie. Iară vă dă în bot. Mihaela are întotdeauna încredere în cine nu trebuie. A, mă, dar nu era mare. Toată lumea dă 10.000 de ori. Irina lui Brocken, ce treabă? Și treaba avea că i-a spus Irina lui Brocken. Erau prieteni în pula mea, trebuia să se adune, să facă ceva. Eu nu văd o greșeală aici. Problema că din grupul lor de acolo, din prieteni, a ajuns la MOP-ul. Și să nu-mi spuneți mie că nu e adevărat. Că noi trântim acum niște conversații aici, că nu sare în sus. Stați comiți nebunilor. Păi noi nu ne-a interesat chestia asta, sub nicio formă. Salut 20. Că dacă ne interesa, cum era subiectul favorabil pentru Zăloaga, începea Zăloaga. Dozește pe viața. Auzi, fă-i, Juliana. Parcă ți le-o dai odată, băga-mi și pula în morții tăi să-mi bag aia din America. Parcă ți le-o dai odată, că nu-ți mai trebuie grupuri cu morța. Când scrie, atâtea poeme ai făcut în WhatsApp. Că nu mai vrei să mai ai de-a face cu nimeni, că pula mea, că nu știu ce. Dar tot cu gura în pulă stai în privatorii, cu deal de Ciro, cu Imperialul și te vezi numai pulă. Și am auzit că mă sugei și tu în pulă. Și tu mă sugei în pulă. Ce aveți, fă, nu v-am dat pulă la timp? Aveți cât o dără de copii, dar tot moarte din pulă. Dar ea n-a făcut decât să vorbească păta. Ce știi altceva? Parcă așa te victimizai pe la Camelia Constantinescu, mâncai pita. Că nu-ți mai trebuie. Că te-au distrus grâpurile, tot cu gura în pulă erai. Da. Cu ce a distrus-o? Toate live-uri, cu toate conturile. Cu aia a distrus-o, că ea nu poate să trăiască fără să bage în bârligături cu conturi false. Ai o panoramă mare, mă, futăcioasă aia nișa, mă. Băga-mi și pula în morții tăi să-mi bag. Ai o panoramă mare. Nu mai trebuie toată viața mea. Nu mai bărfă discuții pe grup. Alexandra, te pup, iubire. Și tu și Gabriela, vai Gabriela cât tac eu din cauza lui Corin. Vai din pula mea. Auzi tu aia Gabriela aia care mă vorbești pe mine. Când vorbei cu mine, băgai mâna în pizdă. Și tu mă vorbești. Corectilor care sunt terminate. Era pornografie acolo mucață, dar bravo, Lucino! Aia când îl vezi! Băi, puteți-le, mă, că-s moarte de pulă! Voi sunteți nebuni, moarte de pulă sunteți! Vorbeați din cerșătoriile mele, că-s cel mai bâncat, mi-ați pula toți la grămadă în afară, Irina, chiar dacă m-a vorbit. Că așa sunt eu, cu bun simț. Dar restul m-a sub de pulă, și Gabriela, și cu Juliana, băga-mi și pula în sângele lui Măta să-mi bag din gunoi de femei ce ești. Julico, acum trebuie să ai fă parcată. Păi una din grup din aici acolo a venit și mi-a spus mi-a. Fă broken! Lasă-mă, Ciro, să ne fută de la pimi, ciude că m-a jurat pe mine la... Că e panță. Ce mă jur, măi, prost, la ore, că nici nu ți-am treaba. Futiți-le, mă, pe toate, mă, și toți stați atâta la bla, bla, bla. Băgați-le, pula. Sunt ai pizda, lucru, sunt acum, nici ai pizda. Ce era, pretenții la tine? Da, nu te-ai pizda, bă, mă, bă, înjuri? Nu te mai gândi că-s mărit, adică astea vor pulă mult. Uite că știu că toată viața ta mai urât, le-am fugărit la tine. Că nu le-am dat pul la timp eu. Auzi, Alina? Alina, pare știai că Sorin s-a despărțit din el? Băga-mi ești pula măta, Juliana, să-mi bag.
Uzalina. Aia era problema. Nu mai putea să doar mai aveți grijă cu Chiorul, că Chiorul vă trimite la cerșit. Chiorul vă manipulează. Toate ați fost pe privatul meu și nici scuipatul n-am dat pe voi să vă pot să faceți nici pula mea nimic. V-ați adunat și mai stătea și pe TikTok acolo. Pe TikTok acolo, la Irina. Erați cinstite. Mă era scârbă când vedeam că toți vorbeați acolo. Vai, atâta discuții pe YouTube-ul ăla, că m-am scârbit. Ba, și voi grupul mă rupeați pula în două. Și erau cu 100.000 de conturi false peste. Dar eu nu am ieșit, că eu nu sunt camopul. Acum e momentul meu de glorie. Băgam ești pula și nu mă tamopule, cu momentul tău de glorie. Da-ți-ar la mâini și imperialul și țin-o, dar nu ți-i că ești prea urâtul, bărbat. Las că ei place să ia muie de la toată lumea, să excită. Pozează în victimă după aia. Iar cițenii de Brocken, Stoicașă, de Anișoara, voi aveți cea mai mare vin. De ce v-ați îmbăcat cu morsa iară? Vă place. Stoica este prietenul meu și îmi permis să vorbesc așa. Stoica e sufletist. De ce v-ați îmbăcat iară cu morsa? De ce ați ajutat-o cu banii iară? De ce ați acceptat bărbaie? Pentru că le place. Le place. De ce? E a doua oară când v-ați ajutat-o cu banii iară. De ce? Păi nu vă place și vouă. Păi să te ești, Brocken, tu ești divină. Anișo, de ce ați mai acceptat-o pe morsă? Le place, le place. Nu, spuneți-mi și mie. De ce ați acceptat-o pe morsă? Voi nu știți că morsa că se străcă la curbă, scoate și părul din curb. Pe live. De ce? Ați mai ajutat odată, v-a băgat muii, morți, copii. Și ți-i la fel, Anișoară. Iar v-ați băgat pe grupuri? Nu. Iar îți scoateți pe morsă? Dar voi nu, ea e proastă, dar voi ce, voi sunteți deștepte, de ce nu v-ați trezit sau evitați? Hai, Chirina Filip nu prea știa cine-i morsă. Dar voi? Mă uit când faci la Brocken, nu vini să crezi ce spui acolo. Când știi și tu prea bine cine era ea. Și vrei să arăți despre morsă, când știi toată planeta asta cine-i morsă. Voi sunteți divini, ce v-ați băgat iară seama cu ea? De ce ați mai ajutat-o? De ce? Am ajutat-o. Brocken, înainte să arate cu să-ți vadă gunoiul ei. Ok, am ajutat-o să te la mâine. Să-ți vadă gunoiul ei. De ce? Spune-mi ce mi-i, de ce mi-ai ajutat? Cât place. Nu? Dar cum mă descurcați-vă cu el? Hai, băi, băi, e 20, pe bune? Trebuia să urmărească Brocken acum, să o prinde la cotitură pe morsa după aia. Chiedre, n-are nicio relevanță în acolo. Brocken a făcut cândva un pas cu frumos, a retras de peste tot, trebuia să stea parcată, dar îi treabă eu, nu judec, poate să facă ce vrea ea. Dar s-a băgat... Ai clar că s-a spus cu vorbim parcă. E adevărat, 20, e adevărat. E adevărat. Apărătoarea pulilor, că eu o fac pentru copiii lui Georgiana. Băga mea și pula morții tăi de zdreanță. Dar când îi criticai copiii și îi futeai în gură, au futut morții tăi. Cum era făcut? Bine, că ești pula mea de zdrențe, de mincinoasele dracu. Da, nu trebuia să mă crezi, dar în fine. Nu mai acuzați pe ei. Eu am vorbit cu Stoica, i-am spus cum stă situația. Nu vă e rușine? Că mulți au spus că eu l-am vorbit pe Stoica. Vă înșelați rău, amar nevoie. Eu am spus cu persoanele care mă întâlnesc, eu niciodată n-am să mai dau unii. Ce vreți, vă mint? Dar nu pleacă de la, de la morsă. În virtual nu pleacă de la morsă. Are multe pupii la cor și morsa. Dar chestia asta nu. Pentru că noi deținem dovada de la cine pleacă, ca să știți. Numai că Zălacu au zis că nu-i timpul și am zis și eu, Zălacu, nu-i timpul acum, lasă-și.
Lasă, bat între ea. E un ciudat faptului că sunt pușcăriașe, cerșetoare, cum ziceți voi, eu am caracter pișamaș pe familia voastră. Da, să știți cum s-a... Cheamă Pimpor să-l apoi. Iar pentru tot tamtamul ăsta pe care voi l-ați făcut, o să vă vină timpul, să știți. La toți. Adevărul e că Pimpor... Tu tufă ca să-ți acoperi merda, tot ai din altă lume. A, auzi tu, adevărul că Pimpor s-a o macină foarte mult, s-a aflit la cine știu eu. Și eu am spus, păi eu nu sunt ca tine să fac probleme. Am zis, dacă vrei să te ceri, s-a îndocat. Știi de la mine. Tu știi? Da, dar știu și de la cine știi aia și cealaltă, înțelegi? Tu știi totul de la mine, Sorin. Da, nu i-a zis la Morsa nimic. Ia mi-l bagă pistoi ca pică. Păi, tu știi? Știi de la mine și gata. Și ca să vedeți și vă poate demonstra Stoica, eu când am sunat pistoica, din alte treburi, că eu nu... După aia am avut discuții. Bă, și-a mai revenit. Luana a rămas în așa o te-a făcut. Când eu nu știu. Și adevărat că eu cu Morsa n-am avut privat, m-a sunat când cu situația cu mormântare. Voi să nu uitați un lucru, că voi sunteți pielea puliu, eu încă sunt familie. Prefer farurile, dar... Ați auzit? E, la termine-te, nu te mai certa și tu cu Irina, că am văzut că vă dați în cap urât. Aiurea și felul cum, cum ți-a vorbit Irina a rămas șocată, dar nu știu ce între voi. Da, păcat. Serios, 20? O să cea, o să fie multe episoade, că Morsa așa face. Eu ca să țin mai dați curs. Morsa afirmi că vrea să știe de la cine am aflat. Ea crede că știu din grupul lor de acolo. Din grupul lor știu de ceea ce m-a bărfit despre mine acolo. Iar despre Luana nu știu din grupurile voastre. Adică unul din grupul voastre i-a dat în altă parte, dar ăla nu face parte din... Despre Luana știu de la mine, că nu te-am sunat și... Eu te-am sunat și ți-am zis. Păi și are legătură Morsa cu ceea ce ți-a confirmat Clint? Dacă convine, mă strugeți de pizda. Păi Zăloco, și are legătură cu Morsa? Cu ceea ce știm noi? Nu. Nu are nicio treabă cu Mihaela. Noi nici nu mai vorbeam cu Mihaela. Și apropo, Zăloaga nu a vrut niciodată nimica cu Irina, că am auzit și chestia asta. Chiar niciodată. Și treaba are Zăloaga cu Irina. Ce treabă să am eu cu femeia? Am intrat, am salutat, am respectat-o, n-am avut ce treabă să am eu cu ea. Și să spun nimeni femeia aia. Eu treabă mă cu nimeni. Ce-am eu am panoramele mele. Vreau să mai spun un secret, ăsta îl spun. Fraiere, ia, bă. Da, eu dar știu. Dar e numai aici, Mica, urcă. Eu știu exact aici, bine. Irina are într-un fel și ea puțină vină aici, că n-a știut să detașeze de youtuberii ăștia,
Eu am știut când se duce cine trebuie acolo, va ieși un balamoc. Da, mă. Ia uite, mă, sunt pofticioasă ele, ia uite, îi place carul. Dar ce vrei să-ți facă tu? Limbile, pizda. Relai cu carurile. Lasă-i viață. De-aia nu mai trăiești tu de ei. Doamne. Băi, oamenii ăștia încă n-au înțeles că noi suntem detașați de viața virtuală. Avem și viața noastră reală. Auzi că am spus chilii că nu mai donează lumea. Bă, că am ieșit. Da? Băi, ia donați-mi pe Revolucă, că vă ia mama lupa zvan pe Chioru. Hai! Că vă scoți și vă ochiile. Ești iubita mea, rănâita mea. Ursul merge, câinii latră. Da, te pup, Georgiana, te pup. Așa că Giuliana aia din Pakistan. Mai scară prinite la pizdă, făi, că nu mai intri pânta aici să mă suși pe mine de pulă. Zici că te-am putut și te-am lăsat gravid. Ferească Dumnezeu, dar tu ai pus una dintre cea mai mare părfitoare. De la Cărcotaș. Bine, nu ești locul 1, tu ești locul 3. Deci dai atât de corectă și cinstită și tu, puta, îți râgă-i lămâni în tine de bârf. Să-și pula în gură, să-ți bag. Cine? Giuliana din Slobos. Cine, Sorin? Hă? Pula mea. Spunile ei și să lase lumea să nu mai vorbească pe privat. Bine, dar eu știam de mult chestia asta. Dacă a venit propărită care tu ți-o crezi, nu mai... Ce pe YouTube? Ești nebună? Ești de pe TikTok. Bine, nu pe TikTok da, să vă dea pe privatul, pe acolo. Ba bine, treaba lor. Deci nu am zis nimic așa, dar acum cât o situație asta așa, aș băga o țără de muia așa lor. Juliana. Hai să nu spui Juliana că îți dau gratis, cum mai zici de fiecare dată. Vai. Julico, vrei să mai fabric niște private unde râdeai? Cine? Cui? Cui zici? Ce ziceți de la bă? Și pe Broken. A? Dar atâta lumea s-a bărbit. Să mai fac niște private de alea unde vorbea cu Luana. Ce asumă? Deja de la trei prieteni între conturile ei. Pe bârfa. Și asumă ce-a făcut Broken, sugea ei ce-a Broken. A? Vine târpa și spune ceva și tu te duci până alte grupi. Pești. De dracu, de lătura, dracu. Lai, da, da, di, di, da, 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 di, 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 da, 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 di, 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 da. Tu ți-ai permis să vorbești de copiii mei? Tu cea mea ce-am lăsat în maternități cu copiii mei? Eu nu știu cu mine. Hai, fă-i mortul cu tine, noroc, hai sus aici. Ai înțeles? Mi-ai fost dragă. Corect-o care ești tu. Hai sus, iubi. Eu n-am nimic cu ea, dar am început să evit privatele de mult. Și e adevărat că eu cu morsa nu mai vorbesc decât lumea, nici cu Irina, nu mai am avut treabă, nu am fost dușmănos. N-am vrut să mă duc. Dacă vinea, mă saluta, o salutam. N-am ce treabă. Dar mie Irina niciodată nu mi-a zis despre căcaturile astea sau despre morsa votare. E adevărat că mă plângeam la Irina din morsa, că știm noi mai bine. Asta nu vreau eu să discut, că nu-mi place să bag lumea în discuții. Eu mă mândresc că am știut când să plec să-mi văd de treaba mea. Și cu toate că puteam să stau să primesc donații, haide pula mea. A,
Lasă-o. Faci din gură că noi suntem cerșetorii supremi. Sorina. Ce dracului. Dar eu știam că se va ajunge aici, să moară mama, dacă nu știam. Știam, jur pe viața mea, știam de anul trecut, de prin vară. Septembrie, august, septembrie, știam. Hai, păi, mortul, am deschis la ești, nu mai bine sus. Mai zici și tu câte ceva, că lumea e curioasă din privaturile voastre. Ați băgat lumea în atac de panică, nu se mai uită la televizor. Hai sus și mai zici și tu. Că lumea e curioasă despre privaturi. Hai, te iubi. E rău. După aia se îmbolnăvește. La la di di da. Di 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 da la da da. Nu, ce crezi? Fiți unde pleci, Maricele? Mai trece o perioadă, iar să bagă lumile, iar să bagă în privat, iar da, să ajută unul pe altul, iar își bagă pula în gură la altul. Și istoria keep going. Exact. Ia-te și adevărul, putu-te în gură. Istoria se repetă. Așa e. Am auzit eu sau mi s-a părut că am auzit că a apărut Carmen din combinațiile astea, Macadele. Băi, ăștia n-au murit niciodată în memoria lor, mă. Să moară mama, dacă nu. Nu și-au bănuit că sexoasa e Carmen. Carmen e în vacanță, mă, nici nu vă bagă în seamă. Dați-vă în pula mea de jeguri. Carmen și-a luat vacanță cu YouTube-ul ăsta de un an și ceva, de când nu mă... Și ia ce mă, Caveri? Nu, vacanță ea plecată. Da, dar eu zic că și-a luat vacanță și cu YouTube-ul, doar îmi cur pe el. Da, nu mai are treabă, a intrat ultima dată la mine, a lăsat două comentarii pentru post prost să înțeleagă. Am făcut eu cu ea live-ul ăla noaptea și gata. Și vă bagă Carmen în seamă pentru ce o aduceți pe Carmen în discuții, jeguri. Și pe Maca și pe... Păi după ce i-ați înjurat, i-ați făcut în toate felurile, mai vreți să-i mai băgați iar în discuții? Păi dați-vă dreacu dălăturile voastre. Despre ce citile mai Rela? Că dacă știi, Sorin îți spune. Mă pune pe aici. Zi aici lu prietenul tău. Hai, și nu mai faci și noi nimic, ore, că pleacă oamenii. Rămâne fără audiență. Aoleu, îți dai seama ce mi s-a îmbelit pizda acum. Mai bărâie, am cu deloaga. Să mă cer și eu cu ea. Că nu de altă mâncava și o lați în față cu audiență. Și mă gândeam să mă cer și eu cu deloaga. Acum care nu da mai avem... bine? Nu mai avem de gândit să ne cer. Da. Asta este una din marile probleme, că asta cu dublă personalitate. Cine tu? Nu tu, noi. Noi, eu cu Zăloaga rămas fără audiență. Bine, eu nu mai am canal acum. Zăloaga. E mai cu problemă, că n-are audiență. Și am zis că, păi Zăloaga, ne certăm între noi, așa. Păi da, da, ține și nouă. Panda, te pup, iubire. Adevărul că mai nou, acum, dacă vrei circ, donați la Zăloaga, Zăloaga dă jumătate și mă circ cu Zăloaga până facem pomii.
Până facem plinul la bani, după aia ne împăcăm iară. Ne-am jurat gratis și ne-am păcat gratis. Măcar cu asta o fac prin bani. Ce plan? Tot așa, degeaba. Da, pe ce polile mele? Da, unii mor satul, îi răfăi sus, păi plângăcioasă, păi. Da, o viață, o viață avem și o pulă în curdă. Hai, lasă, că mâine pe mine o vedeți pe morsa, iar într-un mare grup, iar viața mea, sora mea, după aia iară să muiesc. Ei, luați-vă abonament forever pe YouTube, că nu dispar treburile astea. Sub nicio vorbă. Hai să-i dau mesaj. Zici să vină de un kilometru, să mai arăt din măcără. Să mai arăt din cuia, să mai arăt să vă fute mașă noroc cu ei. Ia să consumă prea mult. Să îmbolnăvești așa, nu trebuie să te consumi. Ia să consumă că de ei băgată în pula iurea. Asta e asumată, nu în pula calul, e asumată. În schimb, eu am mai spus care e defectul lui Morsa. Gura mare. Păi asta s-a căutat, nu se cadă ea ca să cumpere alții. Lumea care e gura mare, alții dau prădeală și bagă pe ea. Așa i s-a întâmplat întotdeauna. Eu nu zic că n-are și asta vină, dă un kilo meu și pe asta. Nu e, Creațul nu e singur 20, are gagică. Apropo, mi-a propus Morsa aseară să mă cer și eu cu ea, să ridice puțin cu canalul că a fost în menopauză. Și am spus, du-te, fă-i, dacă m-a pus să mă cer cu tine, scot toate faptele, te arestează miliția. Ok, mai vine? Te-am prăduit. Ce vrei, să-ți faci alte gagii? Să vezi ce bătaie îți dau. Ești tu băiatul meu? Cui zici, lui Marcel? Lu 20. Băi, dacă l-am văzut Rela cum se certa cu Irina în ceata acolo la Morsa, am zis, ce pula mea aici am în casă. Eu nu știam nici asta la fetele. Da, te-a jurat-o și pe Rela. Mamă, ce i-a băgat lui Rela, vai, din pola mea, Irina. Deci a rămas pasa, știi, pe zic, Doamne, asta e Irina? Da, nu știu, poate are motive, nu. Rela știe la treaba ei, ce treaba. A, nu poate să stea Creațul ăsta fără cară jocuri. Dar și câștigă, să știi. Nu doar pierde, și câștigă. Am auzit că s-a aflat cine Maharo, că s-a luat dezbatere pe Maharo, că ar fi fost broken, auzi? Până acum era o încică, că vedea cu cine mai e. Deci când se supără lumea, ăla e Maharo. Capul meu. Da, bine, lasă că... Relați, plac carurile viața mea. Maharu? Putăcioasă nici ai șurie la asta. Maharu dă-n chat-ul lui... Un cont cu Maharu dă-n chat-ul lui Mopa a fost Juliana. Da. Aia îi place pula mai ceva. Degeaba te-ai jurat pe copii, că eu știu. Păi, pentru că era perioada când o făcea pe Brocan. Ai o ieftinătură de femeie, dă-o în pula mea, deci. Grijă la pulii mele, au avut-o din totdeauna. Și după vreo 3 luni vine și mă pupa. La Camelia, băi, a dat-o pistinați la Camelia acolo. Bună, Sorin, la mulți ani. Și eu zis asta, dar cum îți mai primiți pe Sorin la mulți ani? Când ți-a băgat muie. Cineva i-a scris pe cea. Că ai cui? Jur, ori da disonor, a disonor ai cui. Dacă nu mă știu, la Camelia picioară. Hai huile de frumos. El a dat click lui Juliana acolo. Păi cum îi mai spui? Sănătate la familie. Și nu știu, cred că i-a zis cineva. Ori ai huile Adison. Păi, dar cum îl mai felicit pe Sorin? Că ți-a băgat omul chile de muie. Dar așa e, băi, fraților. Ei îi place muia lui. Cap de guine. Doamna Juliana.
Băi, s-a demonstrat că sunt niște oameni fără caracter, fără simț, fără nimic. Unii mai morți aia? E în privaturi. Gata. A fost sunat. E în privaturi. Apropo, că am văzut un comentariu. Salut, domnul Chiutrei. Am văzut un comentariu acolo. Bine, nu mă interesează cine e. Dar așa, pentru cultura voastră de virtuală, Irina Numaricu vine cu nimic la mână. Nu caut să vine Irina să-mi dea cador, că n-am nicio treabă. Zic că nu mai vorbiți aia. Eu știu ce știu eu, că a fi bărfit asta, nu mai știu, că n-am avut eu mari tangențe, dar știu cât am fost prieteni, nu sunt nici supărat, nici jertat cu ea. Mie mi-a dat altceva de înțeles. Acum, na, poate sferea femeia de mine, ce știu. Da. Deci a recunoscut Rila că îi place carurile? Umbrelor, să țineți gura deschisă, că o să mă piși. Să te piși cu boltă ca să ajungă, că e rând în spate, așa, știi? Atât de simplă combinație, dacă încercați să dezvoltați puțin, să analizați, n-am ca că mă sună lumea, băgam-i și pula în viața asta. Stați așa. Voi. Uf. Vai că te mai am de călcat. Na, că Sorin vorbește cu cineva. Da, nu știu ce treabă să ai Verela cu tine, că tu nu te-ai băgat în discuții, n-ai avut treabă, nu. Dar iurea așa. Dă și tu bloc și la revedere, nu mai tratezi cu indiferență, că așa e cel mai bine. Lasă-i să vorbească, mai pot. Ce? Nu te scoate pe tine, nu ți afectează viața ta ce vorbesc ei. Lasă-i să vorbească până fac spume la gură. Și clăbuci. Și ăștia care mă tot lingeți, mă, n-am orgasm. Știți să dați limbi în pizdă? Dacă vreți, vă învăț eu și că vă iau cu nume și prenume după aia. Și atunci auzi, să vedeți orgasm. Auzi tu o combinație, ca să vedeți cum sunt zdremțele astea. Am sunat-o pe Gabriela aia din Elveția, zic, fă-i tu ce pula mea e cu mine. Să făcea pe Anisdai, o alcoolistă și o leșinată de pulă, care în interior nu mai are nici vagin. Să făcea că nu știe nimic, mă. Dar în același timp, i-a sunat pe Gabriela. Și ea e în umbră aici. Da, dar știu cât tăti dreptele acum ați venit să-mi bea, să-mi ia pula în gură dimineața. O sună bine Cori, vezi că te înjură panțărul pe YouTube. Și acum vreau să întreb și eu pe Gabriela asta din Slobos. Păi ți-am greșit vreodată cu ceva, cu toate că știu multe nici pe tine și n-ați la nimeni nimic. Absolut la nimeni. Și când te-ai despărțit, te-ai certat sau v-ați separat cu Cori, tu nu m-am băgat între voi. Stau să te întreb și eu așa,
Ce pula mea vă cu mine? Știu că noi am vorbit așa nopțile pe cameră, știi tu ce zic? Știu că mai vei mâna băgată în pizdă, știu și treaba asta. De ce nu mi-ai spus că vrei să te potragă? Eu de asta vă urăsc, că dacă nu-mi spun nici eu de unii pula mea să știu. Că îți făceai timp. Dacă nu spuneți că vrei, spun eu din să știu. Eu nu ghicesc în floci. Că altfel nu mi-ai explic, odată nu te-am jicrit, odată nu te-am bărfit, niciodată. Dă-mi tu mie un privat. Dar tu știu să mă lege în pulă. Cu Ciro, acolo și cu Imperial. Știu că cu știu că vrei să te fut cu unii dintre ei, dar nu mă interesează că te fut. Că tu te-ai mai putut și pe la ei. Te-ai pupat. Eu nu te înțeleg pe tine. Ce vei tu cu mine? Și după aia spui că a rămas șocată că mă înjuri pe YouTube. Păi futu-ți pe măta în curte, mă știu la pizdă, spui că ai în buzunar, bă? Tu nu mai știi ce faci? Au amnezie astea care sunt așa de, cum să cheamă, vorbești în privat, de aștepta să vorbești, știi? Dar eu din cauza lui Cori, dar, pentru că așa sunt eu ca prieten, dar din cauza lui Cori. M-am brăgat să pic Cori, că vezi, Doamne, că te-o jurat panțărul, dar nu mai așa, o cică și nu știu mai care, și aia mă blocam în casă. Și am văzut, băi, ce pula mea, ce m-a blocat asta, știi? Și o sună zeița, făi, ce-ai făcut, l-ai blocat pe panțărul? Păi m-a jurat, făi, ești proastă, nu pe tine te-a jurat. Ai înțeles? Ca să fie ce panorama. Orele ai tu invidioasă, Gabriela din Slobos, că mă iubesc cu Cori. Păi nu știi că Cori e gravidă cu mine? A, YouTube-ul, voi nu știți? Mă faceți că o chem acum pe Cori. De-aia erai tu făi așa oftivoasă. Că iubesc pe Cori mai mult, dar pe tine ce să fac, pe că tu ești alu. Și nu mai spun și ce ai pus la viața ta, că... Înțelegi tu? Să nu uiți că tu ai bărfit-o pe Cori la mine și nu i-am spus până după ce ai făcut un marșava. Ca să-ți am zis să nu bag bărfă între voi, chiar-te. Și tu mă sugeai acolo, în grupă. Și o certai pe Cori. Și m-a dat Cori mâini la toți. O trigeai pe Cori numai în Balamuc, când erați dispăruti, da? Nu mai spun că murei după pula lui Lamut, nu vreau să dau nume. O trigeai pe Cori numai în căcator, să deschide la basul ei pe aia, să dai vrut să ieși rupi mopul. Și am zis, făi Cori, stai pe în banca ta. Stai pe în banca ta, stribiții lansare pe YouTube. Tu o trigeai, că tu ești o muritoare din hau meu. Băi, asta nu am să înțeleg niciodată. Femei care nu trăiesc fără discut. Nici pe virtual, nici pe am vorbit. S-a gândit aia care e gol în pizdă să moară mamă. Dacă țip în pizda ei, îți răspunde ecou. Aia au ajuns să mă vorbească. Și tine crezi, mă, băi, n-am văzut mai invidioși, bă. Băi, ca Chiroș, ca Imperial. Vai, aveți grijă cu... O, băi, că nu mă fur, băi, târfine, băi, bă, știți de bun. O, băi, e nebun, că nu vine fur. Băi, nu vedeți că le refuz, că nu vreau să le fut, de asta mă măscăresc și vin la voi. Uite-vă! Oricum, astea care își arată pizza la ei în privat, într-o zi vor fi pe YouTube. Așa că proaste ați fost, proaste rămâneți. Băi, a rămas șocat când am auzit că Gabriela din Elveția mă vorbea pe mine. Băi, nu vine să crie de unde și cum pleacă chestia. Și când am sunat, tu se făcea pe nici aia, că nu știi nimic. Astea le prins cu pula în pizdă și zice că nu e adevărat. Și zeița o sună și o înregistrează când spune, da, panțurul, panțurul, fă-tu-te în gură să te-ai fut la mâini zeița să-ți dea. Uite, zeița, dovedi că-i prietenă până la Lucori. A sunat-o, făi, deblochează omul, păi că n-a zis nimic de tine.
Păi da, pentru că eu pusesem pe privat un pic și nu reușea să-l vadă Cori. Și de-aia te-a blocat. Ce să vă fac bunică? Privat v-ați dat prietenii bunii cu mine? Ați avut, nu știu că nu mă dau bărbat, eu nu sunt tot frumos, dar nu vă înțeleg. Ați avut fantezii și am fost nesimțit și nu v-am înțeles. Și v-ați dus în altă parte la bărbat să mănânceți de pulă, nu știu. Dacă n-aș ieru pulă, fetele mele, ce să vă fac? Asta care tot mă... Ce să vă fac eu? Eu v-am mai spus, ușa e deschisă pe rând. Vă iau la pul, una îmi plătește chiria, una mi-o pun frigiderul, altul pun să donează pe TikTok. Păi ce pula mea, ne-i fote mijaba? Mă știți nebuni, primațul gol nu pot. Și facem târgu fără să ne mai măscarim așa. Acum trebuie să vezi și care vrea, Sorine, că nu scrii și pula. Și știi foarte multe lume care mare. N-ați avut tăria să-mi spuneți că vreți ceva cu mine? Vă spun jur pe viața mea că vă spun original. Știți de ce n-ați avut tăria să-mi spuneți? Că știți ce urma? Vă băga moii și blocă secunda 2. Vă lucea ochii când vorbeați cu mine. Nici n-ați avut tăria, că știați că mă iau moii. Că dacă mă dădeam la voi, mamă, ce s-a putai noi de noi. De asta erați. Că veneați și vă alintați pe lângă mine, cum să-i spun, cum să fac, și voi încercați cu dealea să arătați că vezi, Doamne, că vă sunteți curioasă. Oricum pe unii v-a simțit și a lăsat așa după voi, ca și cum sunt incult, știi? Și ați văzut că-ți de sămțât, că mă fac că nu cunosc. A venit părâța mea, te pun părâto. Te pun, Gianina. Tu de asta sunteți bun, frate. Vă jur, n-ați avut tăria să spuni, băi, vreau să ne futim. Și eu când spun că vreau să ne futim, eu știu ce vorbesc. Că știți că vă băga moie. Adevărul e că nu mă fut cu strâmbii, cu biețăvii și mai nu cu femei măritate care-s moarte după pulă. Să mor aici dacă nu. Lasă-mă, draga mea, să te caut eu. Nu vine tu așa ca cățaua cu coada ridicată. Când îți bag un șut drept în vagin. Taci, că acum așa e moda, Sorine, femeile că pe bărbații. Voi o să credeți aici că eu vorbesc tâmpenii, că mă laud, că-s futăcios, că... Tărători. Păi și când face că tot mai arată degetul astea. Asta e că am blocat odată, că am văzut cum umblă cu fofurlica, adică cum brâligături cu până, am blocat odată, știa, că doar am doi blocat-o de pe WhatsApp ca să o spun să văd și eu. Zi, dragă, mă iubești și eu nu știu, am blocat-o că e o scârbă, eu vă blochez în secundă 2. Și i-am scris pe, eu pot să arăt, i-am scris pe privat, pe TikTok, păi ia sună-mă să vorbim. Că nu de alta să ne simți, eu nu știam că tu mă iubești. Înțelegi? Păi m-ai blocat cu metre. Am deblocat-o? Și se făcea că nu... Și era secioară de biată. Se făcea că nu știi pe ce planetă e. Că nu știi nimic. Și am zis, dacă tu demonstrezi că nu m-ai bărfit, eu ies public și încerc scuze. Și ce crezi că primiți din altă parte? Că m-a bărfit. Nu numai ea, mai multe persoane, da? În slobo să le bat. De asta bag eu moii la târpile astea. Că eu nu am ceartă numai cu femeii. Bă, dacă femeii ne poartă grijă, ce vrei să vă fac eu? Nu vedeți că atât de obsedat sunteți că veniți și pe TikTok. Unde e Nela? Eu te impun la mine, Nela. Da, le-am băgat în boală. Da, iubi. Le-am ninorocit pe viață. Ce
Ce zice acolo Gianino? Știți, femei măritate, în pula mea, stați să-mi purtați grijă. Chiar nu vi rușine așa, n-aveți demnitate în voi de femei. Transpirați pe prețele astea că sunteți familii fericite, dar voi mă bărfiți pe... Nu vi scârbă să bărfiți un bărbat pe privat că voi sunteți măritate? Pă bune! O zi frumoasă, doamna Ioana. Săraca Ioana, de când vrea să asculte și o muzică, o slujbă? Numai carul futaiuri aude de ceva timp. Dumnezeu să vină. Nu ne lasă Ioana ăștia în pace. Nu, eu jur că am intrat în dimineața asta în bază de ei. Băi, dacă aș avea ceva personal, acum ar fi momentul meu să mă agăzesc. Că zic, dar n-am treabă să mă dacă nu. Tocmai că sunt invers, știi? Săraca Ioana, e chinuită, rog. Vrea și ea slujbă. Mi-a zis pe privat, băi, Sorin, mai pune-mă și tu o muzică. Mai pune-ți tu o slujbă. Nu mai prostine. Iară m-a prins Ioana greșit. Și i-a promis că o să fac o muzică, așa. Ia de unde? Adevărul recunosc că n-aveam cu tine să beau cafeaua la mâncare. Acum am uitat, nu știți pe cine zic. Iubitele mele. El când n-are cu cine să bea cafeaua, o sună pe zaga. Aici că ia, uite, întotdeauna. N-aveam cu cine să calc, așa am călcat. Băi, nu mă afectează pe mine că mă bărfesc ei, că nu mă doare curul. Știi, dar eu îi întreb așa, n-ați obosit, băi, fetele astea? Bă, bune, n-ați obosit. Mă, până nu le fuz bine, nu obosesc asta. Trimite-le și tu câte o pulă pe privat. Se vede că nu le satisfac bine bărbaților și de aia caută în altă parte. Eu vreau să-l întreb, nu au obosit fetele? Dacă am primit ultimele știri, haide tate să râie. Uite, eu ți-ți aleg, dacă nu te mai cunosc eu. Aoleu, mamă! Ia uite iubita mea unde la... La plajă. Vai, pizar. Mătări încrucișate. Ia uite unii mâncați. Stă la plajă și mă ascultă pe mine aici. Și mă înșesc că sunt o mare panoramă de om. Vezi? Dar știi de ce zici că sunt o mare panoramă de om? Că nu vreau să le spun la fetele astea că... Haide, păi să facem și noi ce trebuie. Dar aș avea o întrebare așa pentru voi. Dar dacă îi zic acum lui Nela să iese din pat așa, cam cum reacționați mă ăștia toți care vorbiți ca asta? Cam cum reacționa? Păi cum reacționa? Dacă se ridică Nela din pat acum, cum reacționați? Ia să văd și eu că sunt tare curios. Cam cum faceți voi? Hai de capul meu. Băi, așa de prost sunteți voi mulți, băi. Recunosc să moară mama, dacă nu, îmi place să mă joc cu voi, să mă bată Dumnezeu, îmi place. Jur pe viața. Îmi place să vă provoc, să vă strănesc curiozitățile, să hai de mine, știți că e panara mare. Apropo, să vă mai zic ceva. Uitați-vă pe profil la Mihaela Georgiana, că e într-o relație cu mine. Ca să știți, bărfițul și pia că săracă e amărâtă, vrea să fii și adereală. Auzi-o, Georgiano, te dăm primire. Dar ce-am spun ceva în rău că sunt în relație cu Georgiano? Ia zi-mi și mie. Ce-aș ascunde rău când dragostea e frumoasă, dragă?
Sunt pur aici dacă nu. Păi, am confirmat. Da, e bărbatul meu, ne-am căsătorit de azi. Care-i păi de azi? Că nu îi dă bine. Tu acum vă patru zile ți-ai pus chestii într-o relație. Cu câinii care l-ai cumpărat. Adică într-o relație domestică cu câinii. Mariana, cine e fata asta? Nu mă face. De la vă? Nu-mi nou în ceatul tău. Ceau, Mariana. Ceau, bine, ragații. Bună giornata. E vreo că TikTok mi se pare ea. E o fată pe TikTok. A, păi cum ai, Mihaela? Și tot e mai ascut din mață. Poza mi se pare. Nu ții milă de oamenii ăștia care ne vorbesc, îi lăsăm fără contente, fără zume. Hai, mă, Mihaela. Tu știi că dacă m-ai luat pe mine, tu îți dai seama unde te-ai băgat, nu? Că eu sunt bărfit. Acum, nă. Da, eu sunt nașa bogătașa. Iar dați-mi bani pe Revolut să facem nuntă. Iar lași loc de interpretat. Iar lași să te vorbească. Asta e softică că eu îi pot să le dau. Nu lasă dracu că ăștia sau nu fac și tot vor. Așa că ce dracului? Bă, să moară mama o manie, mă, să vă provoc. Mă juc pe cea mai scump. Am o manie să vă provoc. Haide! Dar o să vină momentul când o să vă dau un subiect. Ei, o să faci tot. Vă promit că într-o zi o să vă dau un subiect pe o săptămână. Vă promit eu treaba asta. Nu acum, că eu așa, eu sunt mai bine tranquil așa. Să fii să lăsești de tine. Acum pe ce dat de tine. Ioana, tu chiar ai luat un serios? Ce vorbești, dragă? Suntem la dezbatere acum. Lasă de breșe, mă, ta, cu muzica ta. Am văzut la dezbatere. Sorin, nu era vorba de Mihaela Georgian, era vorba de fata cu care stai în grup, Dori și cealaltă, știi tu. Care-i cealaltă? Cornelia e fals. Și... Nu plăca, măi! Care-i cealaltă? Eu nu sunt la butoane, eu calc. Băi, care fata? Ia, lăsați-o, mă, deblocați-o. Băi, nu bucați, băi, lăsați-o, talent. Băi, ați uitat că eu sunt șansumat cu cine meu. Mai ales de când m-au lăsat de la stradă, acum chiar. Bă, vedeți că cu bine bea cafeaua și cu... Cornelia, zice-mi... Băi, e doar și cu mine, băi, Cornelia, cu... Mamă, scoate în vorbe acum. Păi Sorine, ăștia te bagă pe femeie. Păi, să luau pe nebunie. Să luau pe opinia tu al naibii. Acum o să ne scoate în vorbe, că trăim doi pușcăriași. Păi cu mine și cu toare ai grob. Mamă, uite că îmi strică ăștia căsătoria. Auzi ce spune Mirela. Că mai ai alte de 25 de ani privat, Sorine? Parcă eu eram aia. Acum viața mea, tu alegi. Ori te uiți la mine, ori te uiți în gura ei. Bună la tata. Auzi tu, panțurile. Păi cine-i Mariana asta? Dar nu sunt eu la butoane, da. Păi uite că mă pupăcești și tu. Mă pupăcești. Cine-i Mariana asta? Cocione, sau cum îi zice? Ciaciro. Ita, mâncaceși. Sunt doamnă Facebook-ă tău, nu de alta, să te văd și o țără. Că mă pun și cu tine într-o relație, nu-i bai. Lasă fetele, mă. Mihaela, nu te uita. Nu te lua după doamna Cornelia. Nu, nu. E singura care am de 25 de ani. Cornelia, vezi că e cu mine în grup și cu Bori. Cum drag să face? Le iau eu de bărbat, am 25 de ani în pula mea. M-aș fi transformat, dracu. Nu o să leagă, nu o să leagă.
Știi toată lumea că noi doi putem să iubim, că tu mă tai cu lama. Na. Cornelia, vrei să mai faci? Pe mine nu mai iau ăsta, că e frică de mine. Da, tu, iubi, se bagă între noi. Nu te lua după ea. Ăsta vrea numai... face să se regeneze. Mopu a zis asta. Cap de mop. Nu, bine, și acum care gagică de 25 de ani. N-ai auzit de ea? Care curiozitatea voastră cu cine mă coță eu? Ia zi, Cornelia. Care curiozitatea ta? Ți-i constipat vaginul din cauza că eu mă coță cu Doriș încă alta? Serios? Ce faci invidia din tine? Ai, ai, Oana, treci pe la mine. Am decălcat un coș plin. Vin, ia, Ana, vin, că mai am și eu o grămadă. Asta mă și cred că le las un pic și... Copo! Păi, a fost foarte copo? Cal și mi s-a uscat, s-a adunat. Ia, cu Coco. Contul de Coco? Dar de unde știi tu de Coco, dragă? Contul de Coco nu mai e de mult. S-a dus păpulă. Da, păi numai de 25 de ani vreau. Măi, Cornelia, tu nu înțelegi care e cu mine și cu Dori? Păi mă cheamă Oana. Acum, Cornelia, dacă... Nu mă cheamă nici Coco, nici Moco, nici Coco. Eu da, eu le iubesc pe amândouă. Nu, care e cazul tău acum, că le iubesc pe ele două? Încă două? Două iubesc. Care-i necazul? Cine ai fost tu? La... Aia e problema lor. Nu mai am voie la iubirii viața mea. Și două, mânca. Mulțumesc de compliment. Cornelia, mulțumesc de compliment. Că mi-ai băgat două. Erai una, două, e perfect. Deci se poate, mă. Asta e important. Nu te complica, Mihaela, eu te știu pe tine altfel, nu te complica, lasă că am eu glumele mele, nu te complica, n-are sens. Azi, cam și pe Vârlanca în grup cu noi, o fi Vârlanca, fă Vârlanca, ești tu, fă? A, păi eu cu Vârlanca m-am iubit, mă, bune, întotdeauna. Dar mi-e frică că am auzit că și asta e o criminală. Asta ce omor pe Barbaxul sau nu mai știu. E criminală asta. Hai, i-a scos ăștia dosarul că s-au omorât Barbaxul. Cum îi păi? Sau pe viciorul tău, cum era problema? Că nu mai știu. Vreau că m-aș iubi mâncața așa. Asta e căină bătrână, face joarba bună, dar mi-e fric ca șătinii, tu cu lama în gură. Am vrut eu de mult cu Vârlanca, dar nu-mi prezintă garanție că eu sunt mai așa, mai pe sunt fusta femeie și asta când mă ia. Asta s-a făcut o injecție și te-ai dus pe opul. Nu că am zis, eu nu mi-a spunea, eu parcă așa știu când te măscărei cu lumea. Da, nu mai... Ia uite, schii, Gianina, nu-ți mai fac babele putozmațele tale, auzi? M-am șmecrit și eu, Gianina. Nu mai fie ăsta, da. Ăsta vrea Gerovital tânăr, gata. S-a șmecherit. Ai, capul. Cerească Dumnezeu, măcață și nouă liniște, că ei sunt curios acum, merg pe ghicit de așa, știi? Cu care mă iubesc. Da. Ce surpriză am eu pentru voi. Hai de capul meu. Ce surpriză. Dar mie îmi place să mă joc. Ce surpriză am eu pentru voi. Voi ați uitat că toată viața v-am dat subiecte să mă joc așa cu creierul. Sunteți proști, voi căscați gura eu când mă cacă, voi mâncați tot timpul.
Mi se floșcă ei de lumea, ignoranța doare mea de mea. Așa mi-a ela, fii autoritar în viața mea, iubi, fii autoritar. Vezi că la mine tradiția se cam repetă. Eu trebuie să stau cu mâna în polă și tu trebuie să muncești, iubi, da? Cam jasă e la mine. Hai, tu că în momentul când tu apari în viața mea, datorită ții, eu stau în casă. Pentru că tu trebuie să... Eu nu am voie să muncesc, ca să știi cum stai. Bă, voi fără YouTube-ul ăsta și bârfa. Bine, eu n-am treabă cu voi, că așa sunteți voi, eu m-am obișnuit cu voi. Dar mă uit așa la voi, voi fără YouTube-ul ăsta și cine să fute, voi nu puteți trăi, mă cap așa. Ierească Dumnezeu, atât de curioși sunteți voi. Ia uite. Ia uite, dar de când ai început să devii și tu studentă, Gianino? A? Fute-i mași în mațele lui Mop. Așa, așa, nu l-a cerșit, draga mea, nu. Nu, vezi că uitați să mă mai sunea țeară să mai dorm și eu cu tine pe cameră. Uitați să mă mai sunea, ori ți-a băgat zăloaga îmbrânicături, că și asta e videoasă pe mine, ce crezi tu? Să moară mama, după 4 zile tu stau pe TikTok. Și ăștia mă sub aici, ferească Dumnezeu. Hai, de așa ați făcut lui Mirela, să moară mama. Aia e pe TikTok și voi 70 de ore mă iați pe aici. Și pe audere am prins, aia primea ghivești de flori. Asta denotă că ați depins de toate life-urile din noi. Asta denotă că ați depins de toate, întotdeauna din noi. Că voi v-ați creat comunități și canale datorită nouă. Ca să se știe cum se treabă. Ia uite Ioana Mucaș. Dar de ce Ioana procedează așa? Ia, pleci prinii tasă. Ioana intră în grevă. O iubiți pe Gianina să moară. Auzi, de când am adidat de la Armani. Serios? Îți tot iei antiderapanți? Mamă, ce dulce. De aia cu frână. Băi, de asta o iubesc eu, mă, casă, că are talent. Vezi, mă, că poți să-i dai în cap la cineva fără să iei morți și copiii în pună, vezi? Se poate. Ioana, pentru că mi-ai fost o prietenă foarte adevărată, eu îți promit că îți donez o Biblie. Nu de alta să te rogi, să mă însor și eu, dacă se poate. Să rămânați. Să-și găsească și el soarta, maică. Da. Dar nu că mi-am găsit soarta. Am încăpărut până jos și până am urcat înapoi, am obosit, gata. Băi, eu mi-am găsit soarta. Georgiana Mihaela asta. Mamă, i-am zis, păi dacă te măriți cu mine... Bine, amânați nunta până strângem bani. Nu, i-am zis să duc la... Amânați la evidența populației, la certificate, să-și dea numele jos de Georgiana, că mă ia spumele. Fai de pula mea. Eu că n-au numele ăsta, apare în față, în moc. Păi a zis că ești însurat cu moc. Nu-i de cap. Scui pe vre. Ferească Dumnezeu. Georgi, trebuie să schimb numele. Pune Georgi mai bine. Să nu mai fii Georgiana. Sau pui Georgel.
Băi, cât trebuie de-a cu ceasul Mucăvaș? Aoleu, mai rău! Mai rău! Ăla trebuie să-l pun, să fiu Andreea. Lasă că știu ce spune aici, lasă că mă iubesc cu nebuna aia pe TikTok. Când se duce la office, Vârlanco își pune Armani în picioare. Băi, aș vrea pe anonima în viața da, mea. Da, Dolce Cabana. Eu vreau pe anonima, dar năpârca asta de anonima, să ba pula dacă mai dă un semn de viață nimic. Ce dracu e? E îndrăgostit atât, nu mai divorțează și asta, că am auzit că la ea, mă, e pe anonima. Nu mai. Nu mai. E bașul norocului. Nu mai. Așa te cheamă, Georgiana Andreea, nu? Aoleu, mâncă ce ești. E bălăm, păi te am alergie la numele astea. Puneți ceva. Mai bine puneți... Mai bine să-i spună Dori Coco. Kinder. Nu, să puneți Mihaela Dori Coco. Kinder pe YouTube. Nu, mai Dori Coco. Și gata, să rezolvați și misterul. Deci am mai dat la Armani, nu de la Dulce. Ah, ia, domnul Fă ce te tot lauzi aici cu Adidas și tăi. Ia, băi, ce place, ce-mi place treaba. Vreau să dau atenție la domnul Sugaci. Domnul să ce părere aveți de Adidas și ăia scumpi fechea lui doamna Mo. Dacă ai zis, doamnă, te-ai stricat la burtă cu mine. Să-i trag Adidas în pulă, că mă încălțam eu cu Adidas din firmă, ea încă mergea în picioarele goale. După Kirby. Ea mergea cu lapte aia de la piață, de la Rahova. De acum. Mergea cu papuși de la piață, la Bulgărie. Bine, am văzut aseară. Un cică se certa cu ăla, cu Dani. Ce dracu mai au ăștia doi, mă? Era ruptă în gură un cică să moară, mă, băi, râdeam. Doamne, ferește. Hai să ne întâlnim, să ne bate. Nu știu dacă s-o ne bate. Dani ar trebui să se debaraseze de oamenii ăștia. Că cu lepre n-ai ce să ai prietenii. Dani nu face nimic ca eu. Eu știu ce face Dani. Dani va curenta pe tot care l-a făcut la jignit urât. Ce să facem, mă, dacă o și-o las și-o plec de Daș? Mă pun uite acum să scot eu. Adidas nu e de aici, mă bun. Dar te înjură, deci te, Gianina, te înjură brochet cu vas, nu știu. Gianina, te înjură brochet și eu nu știu. Ia să-mi scrie mie, dacă te jură. A luat-o, a tras-o la răspunde, cred. Aia îi place să se bage cu pula în gură peste... Să se ia de oameni aiurea. Nu, nu, nu. Eu am înțeles că de Dani, nu de Ociro. Păi spunea că stai la 50 de kilometri, ăla stă în Germania. Bă, ieși afară cu contul ăsta, hai că-mi... Pula măta și morții tăi să-i scoate iagurile din pizdă lui Temur. Marșa! Ule, uite acum mă uit cum îl cheamă. Ești băga mea și pula morții tăi cu contul tău. Să-i scoate Temur și că în ea să scurgă ție în gură. Eu vreau o confirmare de la Gianina dacă... Parte pe Roxana, nu aici la... Eu vreau o confirmare de la Gianina dacă Brochen s-a luat de Gianina. Știi ceva, Zoloago? Probabil a zis că o înjură mopul pe Gianina. A zis că o înjură mopul pe Gianina de copii, că a înjurat-o pe mopul de copii. Dar Gianina nu a înjurat-o niciodată de copii. Nu e adevărat, nu a înjurat-o. Să demonstrezi, Andreea, treaba. Eu vreau încă să nu am nimica cu Brochen, dar să nu se iei din prietenii mei, că nu mi se pare ok. Lasă, ce are Gianina cu mopul, da, e treaba lor.
Da? Te rog eu, nu te băga iară. Doar în culilor, faci pe fără. Nu te băga să ne certăm urât, că nu e ok. Ce are Gianina acolo? Nu-i treaba ei. Nu cred că e cazul Broche. Lasă-i treaba lor acolo. Dacă cumva te jignea pe tine Gianina, da. Da, ieri ascultam live-ul lui Adrian și avea telefonul. Și ce zicea Gianina? Era da tine, da. Nu mai veniți cu conturi de astea, că aici nu e loc la mine, da? Duceți-vă în altă parte. Băi, imediat uite, mai fumez o țigară cu voi să vă las și gata, mă duc la treabă. Da? Că m-am gândit să mai mă iau de cineva. Ce faceți de mâncare azi? Eu nu fac niciun rahat, că am și pifteri, am și... Nu știi, da, mă, dreacu, ce tot am mâncare, mâncare. Avea de gând să ies din casă, să mă duc în pădure, frumos, la Căprioare. Hai, vorbești, băi, că plouă, zici, care-i boală pe mine. Clima asta. Păi asta am vrut să zic eu, păi dacă pune o om să te duci. Păi ieri ne pregăteam să ieșim ca pe soare și când se dau să ieși din casă, Dita mai ploaie orice pot. Zic, n-am mâncat de aici. Ai. Deci are un talent bărbatul ăsta, eu calc tricourile și când umblă să așa câte un, vă zvrotește pe toate. Așa fac eu, să mor aici la câte mine. Așa fac eu. Vreau acum a doua oară, era șifonier, a făcut vară. Ia să aruncăm un ochi să vedem cine pe TikTok. Di-di-di-di-da. Sofia, dar cine-i fata aia cu care tot intri? Blonda aia? Ma, o nebună, nu fac eu Catrică cu ea. Ea mă arătă, ea mai dă lumea bani acum. Alții nu-i mai dă, alții mai dă. Am chemat după mine și mai dă lumea bani. E ceva pina doi, știi? Să vedem. Da, mă. Uitați-vă și voi ce face Iubi. M-a disperat să mă bată noroc. Uite și tu, Zeloc. Ce? Cine? Hai că ți-a arătat cum am mâncat. Uite ce face Iubi, numai în ciudă îmi face să mă bată Dumnezeu. Uite. Mă ascultă și la plajă. Uite, și uite, uite ce face. Așa, ca idee pentru voi. Exact, uitați. Iar le-ai dat subiecte. Ah, dar mi-e place. Uite, mi-arată aici, bine, nu o să arăt duminică, așteptă. E la plajă aici,
Și după aia, uite aici, uite. Și a spus că faci top place și mă ascultă în căști. Uite, o! Eu, hai să vezi, eu să li tai eu maioneza lui ăștia, că de curând. O să vă arăt eu potențialul meu, că voi să-mi spuneți multe ce ne vrut acolo. Voi știți că eu am un defect, am un lipit la femei, voi știți treaba asta. Mâncam, mergeam sub burtă la ăștia, codoși ăștia. Voi știți treaba asta. Să vă mai arăt? Mi mai arăt Zăloacă și puțin din WhatsApp? Mi mai arăt? Zăloacă? Lasă-i dracu să spun așa. Nu mai le arăta, mă, lasă-i în pula mea. Lasă-i puțin așa. Nu mai vrei să se taie femeile astea aici? Păi își taie venele. Uitați acolo ca să vă țineți bine. Na, ce să facem? Soarta! Ciocolo! Soarta și cinul. Grație, ești cu ăla cum face iubii asta. Adevărul că de când iubesc la gomeșă, tu mai corpul pe aici. Și văd două pe la corp, mă gândeam să chemă guralintele astea să mi le stoarcă cu gura. Da. De ce să nu arăt, măi, Vârlancă, că mi-e place? Mai rău, dracu, la gura. Băi, Vârlancă, eu îi las să vorbească ce vrea eu. Fac, le arăt ce vreau eu. Cum să nu? Mamă, dar prost în România ăștia ce mai țipă. Stai să le trimit un vocal. Iubini, sunăm și noi? Andrei, că stai la plajă. Nu știu din ea obsesia asta. Stai la plajă să mă urmărești pe YouTube. Vă jur că i-a trimis vocal. Ia. Stai, mă scuze. Stai la plajă. Nu știu din ea obsesia asta. Stai la plajă să mă urmărești pe YouTube. Ia vezi, poate schimbați macazul acum. Păi da, așa trebuie, Vârlancă. Deci când am chef să-mi bag joc de ei, e adevărat că o chinui puțin pe Zăloaga. Zăloaga, deschide live. Zăloaga spune, nu că-ți dau canalul, n-am nevoie, deschide live. Lasă-i să urle, Vârlancă, că atât aștept, decât să urle până fac... Eu le dau ce vreau, eu nu știu să leagă ce vor ei, ai înțeles? Băi, îmi pun... Deci care-i pe la urmă ca cicile mele? Coco, Dori... Nax, a trezit grasa. Ah, ce faci, iubii? Spăla mai să mă spui. N-am fugit cu doamne, rău. Aoleu. Și așa am mai vrut să mă chem. Păi dacă te enervezi, nu mai te enerva și nu mai te la suflet. N-am fugit. N-am văzut. Păi, Morso, odată nu m-ai ascultat. De ce tot faci live-uri? Ce vrei să demonstrezi cu ei? Îți faci rău ței, gata, pui, stop și gata, păi. Tu ai văzut cum am făcut eu? Eu din cauza asta n-am mai vrut să fac live-urile. Păi nu mai fă, că nu scade gradele, păi ce dracu cu tine, păi. Ca să vă demonstrez că eu nu am mințit. Dar nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. După data de 8, vei scoate tot privatul meu. Da, uitați-vă ce vă. Ca să vă demonstrez cu mesaje vocale, cu tot, că m-ați acuzat că am mințit. Dar după data de 8, până nu vei, că nu vreau să creadă că cauți scandal acum să nu mai returnez banii.
cum s-a spus. Ba nu, că știu că dai înapoi. Vreau pe data de 7 intră banii și o să afla și povestea. O să vă spun tot eu cum a fost și cu Betty și de ce e Betty lăsată în România. Vă spun eu ești tot. Ați înțeles că la fiecare... La fiecare în parte v-am spus ce am vrut eu. Niciodată nu v-am spus adevărul, fiindcă știam că odată și odată voi o să bufniți. Da. Și... eu acum, lasă-mă zic, te-ai laudat că ești o forță, dar ești pula mea, nu ești nimic. Nu mai sunt, boala m-a repus, ai înțeles? Păi oprește-te, făi că nu schimb tu nimic, făi nu te înțeleg pe tine. Dar toți ăștia care m-ați acuzat că nu e Filip, cine e, o să vă dau cu mesaje vocale. Cine e? Dacă nu arăți ce se întâmplă, făi, nu. Păi nu, că am fost acuzat prea mult că mint și scot de la mine. Dar tot nu mi-a mintit, păi nimeni nu spunea de vorba. Păi nu, a spus că noi îi spuneam lui Izu, nu îi spuneam lui Iza, pentru cultura voastră generală. Cine pentru, pentru cultura astea care spuneți, o să vă dau vocalul acolo, când spuneam, nu mai apare lui Izu. Băi, ce intri tu în joc, băi, tu... Le intru în joc ăsta, că l-au urât. Sunt femeie, ești de când te știu tot mă chinu. Ca să nu mai mă acuzați pe mine, că eu am mințit. După data de 8, după ce se va returna banii lui Stoica cu dovada aici la voi pe live, atunci vei scoate toate vocalele. Fiindcă m-ați adus după 5 luni de zile într-un scandal care nu mi l-am dorit. Ați înțeles? Dar care scandal fă? Că tu ai ieșit prima pe live? Pe nu, ei au ieșit primii. Prin alte... Nu ai ieșit niciunde, nu mai vorbi prostii. Tași tu din gură, că eu știu mai bine cum. Că dacă nu... Se vorbea de copilul meu, nu știau decât câteva persoane de copilul meu. Și nu cred că te-ai dus tu să spui de copilul meu, că cinci luni... Păi ai să te acuz pe tine. Păi, sugace, tu te când mi-ai spus la ciocolată, da? Te acuz pe tine. Mă duc să-l acuz pe Ciro. Mă duc să-l acuz pe Irina. Mă duc să-l acuz pe Stoica. Pe care dintre voi trebuie să vă acuz că v-ați dus, că până e nu s-a aflat de luna acum că eu am spus? Nu s-a aflat nici de copilul meu. A ieșit 5 luni jumate cineva să vorbească ce s-a întâmplat cu Betty și cu mine. Fă-i tu ți-aduce aminte că mi-ai zis mie și eu n-ați niciodată nimic ca pe Facebook? Te-am zis târziu ție când eu am venit în Anglia, că m-a deranjat faptul că eu te-am sunat în noaptea aia. Ba ne aveam, că ciocolată știam. Dar tu știi de ce tot te respingeam apelul, că tu tot sugeai carul, aiurea. Ba ne aveam, proștilor. Ciocolată e martor că le-am arătat banii, aveam 1000 și ceva de lire, dar nu aveam bani pe card, mie îmi trebuiau banii pe card să mi se ia bilet. Ați înțeles? Asta a fost problema, că eu aveam bani, dar banii trebuiau pe card. Trebuia să-mi pună cineva banii aia pe card. Ca drept dovadă, eu am printu și spun lui Irina, am primit banii, dă-mi undeva să-ți dau înapoi. Și a scrie destul de clar, nu am nevoie de bani, vreau să fim oameni. Da, așa face ea, da, e adevărat. Da, așa face ea. Dau captură cu 1500 de lire la mine pe card și îi arăt dovada, dăm card să-ți dau imediat la două zile după ce am ajuns. Hai văd că a venit iubita mea. Da? Uitați-o că ăștia. Irina, te rog să nu mai... Ai făcut apariția, Roxana, să faci balamuc pe YouTube. Ai ieșit din apă. Dar o să vă dau toate astea cu, nu, cu vocalele mele. Ca să vedeți că eu când îi spun lui Irina, ești prietenă pe TikTok cu sexoasa? Și ea râde. Mi-a dat cerere. Eu am avut-o și pe Facebook pe sexoasa, știi? Da? Așa că nu mai o sugeți. Eu acum nu mai ești. Partea lumea! Nu vreau să ajung ca alte persoane, nu mai vreau să dau nume. Că am un copil în spatele meu și nu vreau să ajung ca alte. Dar vocalele mele, când el îi pune vocalele, eu am trimis numai vocale. Vreau să-ți văd atunci și cu vocalele mele, spuneți că mint. Și săriți în sus să luați apărarea că nu este sexoasă, Filip. Că nu e Liza. Voi da, eu vei da aceste
mesaje vocale care le vorbeam cu Irina, vreau să vă văd atunci. Băi, nu pot să ți le scot din Instagram, nu știu să le scot, că până acum m-am chinuit, că ți le dădeam ție. Nu să le văd nimic, eu îți dau bloc. Ca să nu mai aberați că nu era aceste persoane, fiindcă voi ați primit niște bani și trebuie să aplanați situația. Dar după data de 8, așa. Care voi? Hai pa, ce a primit, cine a primit? Nu mai vorbi aiurea, Mihaelo, ce pula mea vorbește aiurea? Dar de ce v-am vorbit pe voi? V-ați simțit voi sau ce? Păi, da, păi nu, că și pe mine m-a ajutat. Păi nu zici, m-am primit. Băi, nu vorbesc, mă, de Irina aici, nebunilor. Măi, omule, eu nu vorbesc de... Iar aberați. Da, vă simțiți? Vă simțiți așa? A, tu zici că i-a dat-o Agata și la ce te referi. Iar. Băi, om, vă simțiți? Ce dracu aveți? Suntem acum a venit acasă. M-au luat ca Irina, eu vorbesc cu Gerardo de Mirela la mine și ea să simte din tot YouTube-ul, mă sună la 12 noaptea că i-a făcut ei. Stai că urcă sexuală. Roxana, te iubiți viața mea. A? Nu trebuia să-ți faci apariția. Ți-am zis să nu-ți faci apariția aici. Ai înțeles? Și cine este aici? Geloasă pe gacică mea. Cine e Roxana? Iubita mea. Păi eu nu știu. Spune-mi ca să nu înjur. Cum să înjur, păi ești nebună? Da. De cât ori acum? Arată-mi-o pe Roxana. Ce nebună? Aici? Nu jura că fac război cu tine, să mă bată noroc. Păi eu ce aștept cu tine? E o bunăciune, Roxana, asta. Hai, Roxana, că nu mai te-ai jurat. Da, te mor dacă nu mă supăr dacă o juri. Hai, mă, du-te, dracu, că glumesc. Vezi, păi, ce dracu, acum că o iau și eu așa un pic că se bagă peste mine. Care-i peste tine? Mă doare capul, nu mai pot să stau. Eu am vrut să mă iubesc cu Gabriela Calciu și mi-ai băgat cu Gabriela din Elviță și mi-ai băgat tu cu mărligături. Eu? Te ține o minte și pe tine. Eu? Cu mine vorbesc? Da. Păi ce treabă? Eu n-am vorbit în viața mea cu femeia. Nu m-ai brigat, că ai zis că am pula mică. Lasă că știu mai mult. Eu n-am vorbit în viața mea. Mie mi-a făcut scandal alții cu ea, femeia. Eu n-am vorbit în viața mea, nu știu cine e. Eu n-am avut treabă cu femeia, că n-am pus cu ea pe privată. Niciodată n-am vorbit în viața mea cu ea. Sunt cu mine. Tu știi că eu sunt mai comic. Nu mai m-a acuzat pe mine. Deci pentru cultura voastră generală, să mor eu, că i-am zis să nu apară. În ambiția a făcut. Uitați că v-a scris Roxana în chat. Dar să nu mai sugeți voi pula. Fete de 25 de ani, mâncam el ce-am putut. Acum ai dat pe bun, e Roxana Balabuclaște. Mi le-ai sucit tot programul. Și eu te iubesc, viața mea. Roxana, deci, Roxana, treaba ta. Nu-i context, mă jur pe copiii mei că nu-i context ca să credeți că e așa. Mă, dar cine e de tot dați de Roxana? Cine e? De tot. Nu am prins că vorbesc, e ca ce cam i-a făcut. Gagica lui Florin, pă! Dar știi ce să luau, Gagica? Păi cum adică? Cum adică Gagica ta? Gagica lui Florin! Păi nu știu. Păi știu toată lumea că nu mai sunt cu Nela, ce te mai dai cu tine? Păi n-are voie să ai veșel Gagica? Păi cum adică nu mai ești cu Nela? Bă, mai tu căca că ți-am spus în privadă. Nu te dracu că eu nu te cred, ai înțeles? Bine, bă. Faceam și un pamflet. N-am avut timp de tine eu când te-am sunat, că eram cu altele, eram cu morte, eram cu mormântare. Dar eu nu te cred povestea asta. Dar nu-i poveste, fă-i adevărat. Păi, ești nebună? Și... Nu știam, Mihaela. Nu știam, mai Elisabeta. Nu, decât o fete știa, să luaca și cu... Eu n-am vorbit cu Sorin de... Noiembrie n-am vorbit. Ia cu Georgiana, ca să vă spun acum, ea este fata de 25 de ani care a spus lumea discuției, o amică, o prietenă bună de-a lui Zăloaga și cam atât. Iar Coco, sunteți paranoia total, tot.
Mi-a zis el, dar am zis că zice la mișto când mi-a zis Gănela, când l-am sunat sâmbătă trecută, astăzi o săptămână. Eu până astăzi o săptămână n-am vorbit. Păi am văzut doar pentru tine subiect, iubi, dar n-am. Îmi pare rău. Dar nu, chiar nu vine să că mă luați la mișto. Minu. Nu știu cum să zic, dar nu. Nu-mi pare rău. Poate vă împăcați. Mulțumesc, mămică. Păi că nu mă bag în relații de-astea. Nu mă bag, da? Sper că poate... Mai rău că am avut puțin discuții cu Roxana, că zicea, băi, dar cum, Nela îi place, Nela aia altă, cu proteză de lemn, știi? Și cu prietena ta, că nu mai vrei să zic eu aici, la mei caro, mă. O spune, dar alea, te iubesc, cum faci? Du-te, băi, cu balaurii tăi de aici. Chiar n-am știut, a zis că totul e la tot, cum vorbește lumea, cum aberează lumea. Nu. Lidia, eu nu ți-am promis nimic, ca iubita. Noi ne-am permis. Na, doar... na, că a venit Lidia. Nu, că o cunoaște și pe ea. Ei am explicat că treaba cu ea, o cunoaște. Că a venit Lidia, ți-ai pierdut banii. Da, Geraldo, da. Ia Lidia, o primire, că uite ce faci. Hai că abia acum v-am dat subiect. Dați-vă pula mea de aici. Din scârbii, că acum v-am dat subiect. Vă las că mă duc să-i fac lui Dorin ceva, că pleacă la muncă de mâncare. Și la ce chilul mi-a urcat? A zis că mai zici tu o poveste ceva. Nu mai pot, mi-e rău. Mă doare cap. Mă duc mâna ta, bă. Ia, pune mâna și mănâncă și odihnește-te. Nu mai te enerva, cu pune mâna și blăzei pe tot și gata. Da, e să mă enervez. Cum mă enervez, îmi crește tensiunea. Cum mă enervez, îmi crește tensiunea. Stai să văd cât ai pe live, că acum cred că s-au adunat foarte mult. Când au auzit, bomba asta. Stai să mă uit o țin. Ia că sunt curios. Ai, mă, dar mi-a zis, bă, mi-a scris. O zis că intru să scriu, să-i turmez din tot. Ai înțeles? Ea nu îi place să scrie aici, nu prea îi place. Deci să urci aici sus cu noi, să-i spun eu despre tine. Uita ce scrie ea. Le-ai dat content. Și vedeți pe cine trebuie, da? Roxana, urcă aici, că spun eu ce panorama. Ia mai dă-te în chilul meu, păi, urcă aici. Roxana, urcă aici să spun ce panorama e limbist. Ăsta a fost primul meu limbist. Te iubesc, viața mea, că tu ești... Ui, cucu, după tine, mâncam-ai pizza. Cum poți să spui la femei în fața mea că le iubești? Nu te lua... Roxana, nu te lua după ea, că e geloasă borsa, gata? Ui, duhu. Roxano, cred că nu vrei să strigi viața, treaba ta. Eu n-am nimic cu tine. Nu știu cine e, dar sper că nu vrei să strigi viața. Adevărul că nunta mea va fi complicată. O să închem doar dușmanii. Da. Tot ce fac eu cu iubita mea, să li dau un pahar să cinstească. Mai fumez o țigare cu voi și... Da, s-a nervat morsul. Ah, unde mai... O țigară și gândi să fac mâncare. Deci de-astea trebuie, nu? Mă doare capul, mă doare stomacul, mi-e rău. Da, niște cărniță. Uite, ce-i fac? Am terminat cu lucrările la mine. Am făcut și o seară pe grătar de-alea. Nu știu cum să fie, mă disperă. Tu nu-ți dai seama că când am venit din România, într-una e la mine. Să le dau tot ce fac eu cu iubi, tu nu înțelegi, Geraldo. De când a venit în România, e într-una și cred că mai are 3 zile. Deci el e nedormit de sâmbătă trecută, așa să doarmă și să liniștească. Nu știu cât mai rezistă. A dormit de cât 6 ore. 7 ore. Dar nu știam că are planul ăsta diabolic. Asta e nebună ca să vine să mă bată Dumnezeu. Nu știam că mă face chestia asta. Bine, ea mi-a trimis că e la mare, că alea.
Da. Fetele m-a criticat. Ascultați un secund de ce vă spun acum, că vă dau din casă. Zăloaca m-a criticat, Dori m-a criticat, mămica m-a criticat și am spus, lăsați-mă că vreau să dau contente. Să mă vreți să vă spun pe bune? Bă, eu m-am jucat cu voi cum am vrut eu să moară mamă. Adică vrei să-mi spui cu alte cuvinte că ești îndrăgostit sau ce? Dar păi eu mi-au femeie să-mi crească copii, să îmi plătească chiria, cum crezi tu, fă? El e așa, tu nu vrezi. Fă-i nebunul din coteți. Păi noi unii luăm din drăguri. Nu mai poți mai vorbea, că e numai cu femeile potrivate. Deci nu mă face să mor eu din o sună aici, pe cameră și nu vă cred. Adică nu cred, cred că e pamflet. Ai copiat pe ăștia după TikTok când se ceartă cu femeile. Nu mai să faci audiență, nu? Facem un pariu morso, din partea da. Oamenii, facem? Da. Te jur pe Betty? Că ce? Că e așa cum spun eu? Păi stai, la ce să mă jur? Te jur pe Betty că faci pariu cu mici dacă pierzi, faci plata? Cât vrei să-ți fac plata? 500. Ai nevoie? Nu, dacă pierzi pariu. Să-ți dacă pierzi, îți dau eu 1000. Da, că tu nu mai ești cu Nela. Și că sunt cu Roxana, da. Haide, fă! Ia vezi, nu-ți dă eroare cărțile? N-am dat, o să dau, deschid cărțile, fii atent. Mi-ai spus, putem asta... Deschide. Sorine, scuze, sunt de pe telefon. Sorine, chiar? Tu vorbești serios? Băi, dar nu mai are rost să vorbești bine trecut, că îmi deranjați iubita, chiar să te... Odată și odată cărțile mele au avut dreptate? Chiar asta îi spuneam un zoolog acum o săptămână. Da? Da, au avut, chiar mi-a zis să vezi că morsa ce mi-a zis așa a ieșit cu tema și în cărțile ei. Atunci, dacă cărțile mele au avut dreptate, îmi pare rău. Voi? Băi, cine mai mi-a plătit? Noroc că a găsit-o pe Roxana, că rămâne... Adică, mă rog, a stat o săptămână... Am stat o săptămână pe stradă, ultima Dumnezeu ură. Stai să o leacă, morsico. Am stat o săptămână pe stradă, adică n-a plecat în ela. Adică la ăștia care le-am spus până acum în cărți, așa, eu cred că nu ieșe. Va fi adevărat că vor rămâne așa singuri? Am stat o săptămână pe stradă, n-am avut cu ce să-mi plătesc chiria. Hai să vă pula mea de proști, că proști ați fost toată viața și toată viața mi-am bătut joc de voi și toată viața mi-a plăcut să vă pun pijar cu tuba în gură de proști sunteți. Păi dacă nu ne dă... Cine dracu ne mai dă pe aici? Nu mai ne dă nimeni și nu ne place să-l treaba. Băi, mă ura, băi, și Dori și să lua ca și zic, băi, Sori, tăi dracu, nu-i mai stârni, lasă-i, am nevoie de ei. Și să lua, v-a spus, băi, prea, toată viața. Pentru că la tine s-a adeverit cărțile, eu nu mai dau în cărți. Pot să pun și eu domnul la carici? Pot? Da. După mine de cum am venit să-mi dai. Mă rog, a găsit tu pe Roxana, că altfel vrea fără casă. Ți-a trimis Roxana bănuți? Da, eu nu pot să muncesc. Felic, bravo, bravo Roxana. Mai trimite-i de lângă Zlobos. Eli, schimbă telefonul, viață. Ce crezi că mi-a tăiat Ministerul de Justiție, Tribunalul? Mi-a tăiat și șomașul. Ce scrie cineva privat? Auzi ce scrie?
ce zice cineva, ci că mor de râs cu tine, nu mai spune la lui Mihaela Denela că vreau. Stai de gură! Ce zice? Nimica. Să nu mai spun mie Denela că... Mare de râs ce fac eu aici pe live. Păi, Morfă, dacă știi pe ce am trecut eu... Lasă lumea să vorbească! Rău, îmi pare rău că din cauza mea, că nu te-am prins până acum, da. Și să scriu pe privat, fiindcă pe TikTok-ul ăla, chiar îmi cer iertare în fața ta că din cauza mea ai fost dată la o parte, chiar îmi pare rău. Și Rifă? Rela. Și îmi cer scuze la tine că din cauza mea ai fost... Vrei să vă mai dau o bombă care e iubita mea? Și care ești implicată în viața mea intimă, mămica, ca să vă mai spun. Te iubesc, mămica. Părela o trage la cară ăștia. Auzi, tăi, Morso, tu știi prin câte am trecut eu? Noroc că am avut cortul. Am avut cortul că a fost dat afară din casă. Cum ai fost dat afară din casă? Da, băi, prin ce am trecut eu? Deci mi-a făcut manevră toți youtuberii de la mob de acolo, inclusiv Sabin, detectivul lui Pești. Mi-a închis omajul. M-au și combinat cu o fată de 25 de ani, m-au și divorțat. Și a văzut mămica, au zis, ia mai dați-mă în pula mea că vă bate joc de băietul meu. Hai că lăsor eu. Măi, băiatule, nu știu. Nu-ți fă în pula mea, dacă nu mă fiezi. Ce pula mea te dădea afară din casă, când casa e pălă tău? Nu e a mea făie. No. Nu. Nu, tu cum să fie a mea. Nela n-avea cum să te dea, pe care nu știe. Ba da, tu! N-avea, dragă, a, Nela, fiindcă casa e ta și Nela nici nu era... Nu-i trebuie. Pula mea! Nu. Deci Nela nu e trecut acolo, ca mine nu știe mai bine nimeni, să fie clar. Să fie clar, da? Fiindcă eu știu când s-a luat casa, eu am insistat să te ajute lumea. Aici e aberație totală. Nela nici nu era trecut acolo. Despre ce dracu vorbim? Da, da, da. Ei știu. Cunosc toate pulile de mama. Ce face, că nu mai știu eu, dar la început nu a fost. Hai, gata, lăsați-mă în pace, iar vorbesc și nu mai vreau. Asta e aberație totală. Ce m-ai făcut să lăcrimesc când mi-am adus la metri pe ce-am trecut? Cu ce m-ai făcut, m-ai întristat, fii atent de supărare, ce fac eu? M-ai făcut, bă, să-mi aduc aminti. Ultima, ce norocul tău. Atât de tare m-a întristat, că mi s-a făcut foame, iubit. Ca ce ești, pula ta. Noroc că am găsit-o pe Roxana pe TikTok, că păream de foame, pot-o mă în gură viață. Băgați-i pizda în gura mea, Roxana. Yes, toată lumea spunea că sunt un bărbat dificil. Mai mă spun și de ce sunt dificil. Eu nu știu să muncesc. Mie îmi place mâncă multă, da? Iubii trebuie să muncească. Dar m-am asigurat ura asta, că în caz vrei să mă dați afară din casă iară, îmi plătiți chiria, mămica și-a luat angajamentul că îmi cumpăr o rulotă. Hai, să avem pofta. Zălago, live-ul ăsta, te rog eu să nu bagi în prima, că
Sau duci oamenii să vorbească. Da? Înțelegi? Nu, nu m-am urcat aici. Eu nu vorbește-te bine aici, nu mai de alte persoane. Și pe urmă, după ce cobor eu, poți să vorbești de cine vrei. Dar cine pula mea? Știu, poți să spui de cine vorbesc aici. Păi da, atâta pentru mine. Cine? Că și tu când mă rugai pe mine ceva, nici eu nu mai vorbeam. Când tu mi-ai zis să nu mai înjur copiii, eu nu i-am mai venit la tine să înjur copiii. Da, da, vă numi fără spăla mai jos să mă înțeleg. Și am respectat decizia, da? Da, da, fă-i acum, tu ziceți cu mine? Da, păi nu mai am și eu cu cine să mă cert. Cu tine pot să mă cert, că n-am să... Eu n-am să-ți dau nimică. Dacă mă cert în alte părți, că nu mai vreau să dau banii. Că mi-am făcut pus saci în căruță. Mamă, la ce supărat sunt să mă apă la mea aceasta. Riela, vrei să fii domnișoara de onoare? Da. Da, Elisabeta, te-am pus să te dai în lanțul cu lui Izu. Elena, răspunde la întrebare. Vrei să fii domnișoară de onoare? Păi Elena suge carul și... Și pe urmă, dacă e domnișoară de onoare, nu mai poate să sugă carul. Cum face? Curățoară, n-ai văzut-o mai sus? Băi, am văzut comentariul ăla între ele două, dar a rămas oarecum wow. Dar nu știu ce se întâmplă între ele, nu mă bag eu. Cine? Adevărul? Vezi de ce, Eliza, eu n-am mers în lanțuri, că știam. Adevărul că e pentru prima dată când am văzut-o pe... Irina, că vorbiți așa de urât. Nu știu ce a fost între ei, nu mă bag. Indiferent de situație. Rela, rămâne. Rela pentru mine și atâta tot. Păi Rela nu mai trebuia să fie la tine în chat și de-aia. Vrei să mă jupi copiii mei că știam să treaba asta? Asta e impresia că eu dorm în ghetică. Păi am mărnegat-o pe Pufulina, am mărnegat-o pe elaltă. Cum o cheam? Păi tu crezi că eu dorm în ghetică? Eu am trecut din respect să mor, eu vrei să te emit? Păi mor să tu mă subestimezi rău tare. Bine, și eu i-am zis Rela pe Messenger. Că nu m-am plâns niciodată la Rela. Ai înțeles? Mulțumesc, iubita, mulțumesc. Păi mor să ți-am spus că voi mă subestimați mult. Bine că tu i-ai spus lui Luiza, pe doamne, că împărtit de Saverita a adus mesajele de ce ai spus tu. E complicație mare. Da, așa. Da. Deci chiar dacă pe mine acolo m-a blocat fiul Luiza între ghilimele, eu scot toate conversațiile, toate mesajele, că am dat numai vocale acolo, că la un moment dat când nu dădeam vocale, le era frică că vorbesc cu altcineva și zicea, de ce nu dai vocale? Și scrii. Știi? Băi, eu mă bucur că mă subestimați pentru că n-aveți cum să îmi prindeți stilul, știi? Eu știam de altea moșa, că mă jur că știam. Dar crede-mă niciodată... Și când te-ai luat cu Iasmina la mine pe TikTok, când aveam eu scandalul ăla, tot eu am fost trasă la răspundere. Îți dau nu, dar aia și-o căutat cu mine. Băi, tu nu înțelegi că eu pun telefonul, că n-am... O să mut Instagram-ul, trebuie să mut... trebuie să mut Facebook-ul pe alt telefon, să îmi descarc Instagram-ul, că Instagram-ul meu e făcut. Asta așa căutat-o cu mine, vezi de treabă, știu mai bine. Ai înțeles? Nici nu știu cine e. Scoate pe toate în parte, așa, cum se vorbea de fiecare în parte. Și te pupă, haide, le scot eu așa pe fiecare. Uite să spun lui Rela că e aici, niciodată nu i-a scris întrebarea lui Rela. Alea vocale, veți afla și cum a fost cu Betty. Ascultă, băi, veți afla și ce s-a întâmplat
ce e Betty rămasă? Pentru cultura voastră Betty e rămasă, fiindcă era să mă despart de Dorin. Fiindcă banii mei erau aici, în țară, și eu, Dorin nu vrea să-mi trimeată banii. Nu știi, dracu, care sunteți. Niciodată ne-a scris lui Rela privat că de ce nu mai vii. Așa că nu mai sugeți cu mine. Că mi-era copilul luat, că nu știu ce. Nu, proștii mei. Sunteți proști. Acolo mesajele alea vocale o să le scoat pe toate. Până atunci vă las în pace, să nu credeți că scot povești ca să nu mai vorbim de Betty. Nu, vedeți că pe asta n-a știut-o. Banii mei erau aici. Banii mei erau aici, câmpiților. Și Dorin nu vrea să păseze banii din bancă și nu vrea să-mi trimită banii în România. Vrea să se despartă de mine, pișeama și pe voi. Pe nația voastră. Zim ceva mai nou, ca să le știu, ceva mai nou. Păi vezi că le știi și nu le știa decât Irina? Fă, mă ajut pe copiii mei, Irina mi-a zis mica, nu mă fă, eu... Băi, sunt decât acolo între mine și Irina, nu le avea nimeni. Băi, eu mă ajut pe copiii mei ca tu cât e măscărit, nu mi-a zis de nimic. Ce poți de aici? Băi, nu mi-a zis nimic, m-a jurat, ești proastă. Le-a spus în altă parte și altă parte a venit la tine. Asta e altă poveste. Aaa, da. Da, Irina mi-e personal. A, păi nu ție personal, l-ai spus în altă parte și la, de la acolo au venit la tine. Nu știi, treaba e. Ei, să fie sănătoasă. Și mi-a fost prietenă la mine, nu? Hai să le vorbit în... Hai să spun tot eu acum unde le-a vorbit. Le-a vorbit pe acel grup unde era Corina. Corina a venit și ți-a dat numai ție. Și aici am încheiat. Scur pe doi. Ca să știe lumea de ce să ne ascundem. Corina a vorbit acolo în grupul unde era cu Irina. Irina a vorbit unde era în grupul cu Corina și cu Gabriela și cine mai era acolo. Corina a venit și ți le-a dat ție toate și tu de acolo le știai pe toate. Nici mai respecta pe mine, Corina, că nu mai ți-e bine am vorbat de fata aia. Ce? Nu, eu îi spun că și de... Că asta a fost adevărul, da? Să știe toată lumea de ce să o ascund pe Irina. Nu mai ascund frate pentru nimeni. Da? Când te pula mea mă duci, mă întorci pe mine. Nu mai mă duce și mă întoarce. Nu-mi place. Irina acolo a vorbit de Luna, Irina a vorbit de banii lui Luna și Corina a venit și ți-a dat duma tot. Și tata. De acolo ai știut tot. Nu mai mă lua că știa alții că știa. Deci nu stau de cine, că am venit și eu la tine, să-ți mai aducă te-o știre. Da, Elisabeto, că și tu știi. Ideea e că eu am știut de chestiile astea și nu am, că aveam tot dreptul să jignesc, dar am zis că... Dar, Elo, nu mai spune Pip, că și tu știai de grupul ăla, că tu n-ai vrut să intri în grupul ăla, că de acolo au plecat multe, de unde era Irina. Mira, nu rămâne viața mea șocată, că dacă vezi că tacă, înseamnă că mor să zici bine. Păi, ăsta e adevărul, de ce să mă dau în lături? Irina s-a dus, a vorbit în grupul ăla cu Gabriela, cu Iasmina, cine mai era acolo? Da? Era și Corina, că nu ajungea Corina niciodată. Eu mi-am dat seama de când mi-a spus de Corina că să ferea să-mi spună cine i-a cerut bani. Că eu o luam la întrebări, cum ai ajuns tu cu Corina în grup să-și ceară bani? Cum? Că altfel dacă nu erai în grup, nu-ți cerea bani. Ea s-a dus acolo, a spus tot, că m-a blocat Stoica, că m-a blocat Andreea, că am spus, că am vorbit, că nu știu ce. Corina a venit să dat ție duma și tu de-aia le știi. Dumnezeu m-a trimis la tine să te sună, nu te spam în veci, în veci. O să fie clar cum au dat. Așa că nu mai mă puteți voi pe mine cu Irina voastră, cu maica stareță. Da? Că maica stareță avea jumătate din internet. Treaba ta, tu poți să-l duc, eu nu vreau să-l duc. Și știi de ce critică că nu mă arăt? Nu știu că nu vreau să mă murdăresc cu oameni din în alta societate. Nu știu. Tu știi că nu mă arăt pe mine cu nimic la mă. Nu vreau eu că așa sunt eu pe la capăt. Nu!
Bine, spune că e de la noi doi scoase acum. O să spună că noi doi ne-am scos acum. Eu? Da. De ce? De o spune că nu ne mai donează. De ce? Da, așa se spune. Că eu nu am zis să fi vorbit vreodată în oficiere. Dacă îți dau bine și mă dăzim. Deci așa o să se spune. Că de oftică, că nu ne-a mai donat, noi am scos aberația asta. Dar dacă Corina e pe dreptate, cum eu am fost și a fost acuzată și eu am dat-o să nu mai fie acuzată, trebuie să iasă și Corina să vorbească. Corina nu are voie să iasă, că nu vreau eu. Că nu vrei tu, asta e altceva. Păstrai. Tu păstrai momentul ăsta ca Corina să iasă. Nu. No. Băi, dacă vreau să încep balamucul, începeam, da? Eu am lăsat timpul să arăte la fiecare în parte, cum se trebuie. Oricum, a fost mai multe discuții, nu numai ce povestești. Normal, mult acolo. Acolo s-a vorbit de toată lumea. Eu știu ce. Stai tu cu minte, că s-a vorbit și de copiii mei acolo. Stai tu cu minte, nebună din coce. Ce s-a vorbit acolo? Hai tu cu minte, nebunul din Cocin, că s-a vorbit. Da, mor, da, mor de optică pe ăștia. Minte, Morsa, minte. Nu minte, Morsa, că n-am cum să mint. Numai că eu nu am vrut să fac panorama. Asta e, pula mea. Știi care e problema? Eu aș vrea să demonstrezi mie. Și spun eu de ce mi-a dat-o pe Corina în primire. Fiindcă a simțit-o pe Corina că vine să spună ție. Că nu o dădea. Corina este o fată super ok, vă gata. Corina mă respectă că am învățat mai de bine și niciodată n-am bărfit-o în viața mea. Prietenii ei la mine au bărfit-o și... Eu n-am vorbit niciodată cu Corina, în viața mea n-am vorbit cu Corina. E o fată super ok. Eu n-am vorbit în viața mea cu Corina. E o fată super ok. Numai da? Că voi... Așa că... Prietenii voi care știu să bărfesc. Asta e și problema. Când suntem pe sală, câți avem eu pe Corina am criticat-o maxim, te-am spus, dacă nu te oprești, eu ispilă și mai de tine. Câți avem pe sală? 199. 199 de persoane. Ținez cont cum a plecat. Irina a fost în acel grup cu aceste fete, dar eu n-am vrut să le dau nume, dar mă scoateți în sărite. Da, băieți, n-au da, fost da, pe acolo. Da, acolo. Ușor, ușor. Băieți, n-au fost pe acolo. A? Băieți, n-au fost în grupul ăla. Au fost și băieți, da. Aha. Așa. Au dat Duma acolo. De acolo a plecat, nu, s-a plecat un con fals ca să zică Morsa a spus, s-a lucrat cu cap, hai să o ducem la Georgiana. Oamenii lui Georgiana să o jure pe Morsa și Georgiana să declanșeze scandalul cu Morsa. Așa că Irina a fost cea care a dat. Și Irina de a simțit-o că nu e proastă Irina. A simțit-o pe Corina și a început că dacă nu mă duceam la Gabriela sus să mă iau de ele la mișto, că normal trebuia să mă iau de Irina acolo, fă ce faci, tu ne îmbrăliști pe noi pentru că să ne certăm cu Gabriela și tu vină pe live la Gabriela. Eu m-am dus și am zis altă vorbă, să nu o bag pe ea din respect. A, aici stați și la mine nu veniți, nu? Și a început cu cerșetoria că e să te în gât. Da? Ea a deschis subiectul de cerșetorie, că cerșetori sunt ăia de la Talibanul. Și toată lumea a întrebat. Era cu mantă, se referea la mine când ți-o spus subie asta. Ia că pentru tine sunt banii ceruți, ca să știi. Așa că, care vorbiți, vorbiți aiure. Gata, eu totuși am o curiozitate. Doar la câteva persoane, că nu vreau să dau cu nimic. Eu și așa nu îl înjur, n-am treabă. Sunt curios ce-am făcut de mă bărfiți așa. Că nu mă deranjează că mă bărfiți, dar totuși știa că aveam o calitate de prietenie, e ok. Sunt nu curios că trebuia să fii mascotă. Ca eu? Să... Da, așa a trebuit să fii mascotă. Alo? Asta ați uitat că v-a lăsat în drum? Să vă! Ați uitat că am spus bye-bye? Păi când pula mea mai întâi să vă dată banii cuiva? Automat?
am vorbit acolo de tine, eu ți le dau. Eu dau nu tot. Nu trebuie să dai nimic. Am dat în momentul în care, că eu mereu îi spuneam că lasă-mă în pace, nu mă lăsa să-mi dau. Și ea tot timpul. Uite ce a zis Panțărul, uite ce face Panțărul, mă sună într-una pe mine de tine și uite l-o pula mea ce i-am făcut eu că... E adevărat. Da, e adevărat, eu sunt asumat, da. Păi, vezi de unde ai apărut? Eu am zis așa, n-am avut, că eu normal iar fi vrut când eu m-am certat cu tine la Zăloaca și am avut și tot timpul. Păi ea n-o deranja că o aducem în discuție, ea vrea adusă, cine nu vrea, lui Izu nu vrea să fie adus în discuție. Că lui Izu îmi scria într-una pe Instagram, oprește-te, nu ne aduce pe noi și pe Irinuca. Irinuca vrea, că a zis, de ce vă ți-e frică de Panțărul, de nu-i le dai pe față? Zic, nu mi-e frică de Panțărul, dar ce sunt de pe față mie, Irina, tu? Ce sunt de-a mie nu, de față? Nu, de mine și de tine. Și el, mie nu mi-e frică, dar nu vreau să vă aduc pe voi în discuție. Da, păi tu mă faci să vorbesc eu? Da. Fă-te aici că le-am refuzat banii! Da, te știe toată lumea cine e Irina! Ia ascultă-mi pula mea că dai foc! Da! Eu am fost prea curic că le-am refuzat banii, știi despre ce vorbesc? Știi când s-o rugau diminii și și-am spus că nu vreau? Știi despre ce vorbesc? Păi adă! Nu mai spună mică sunt cerșător! Nu întreabă! Ai înțeles? Că vreau să știe lumea să nu mai zic că interpretez de Irina și de... Nu interpretez! Fiindcă Luiza era certată de Irina că stă la tine, între ghilimele Luizu. Știați? Rela a fost certată că e acolo. Știați? Nu știați că e Irinuca cu bani. Eu nu vorbesc că nu-mi place să vorbesc. Eu știu foarte multe chestii. Ideea e întâlnător. Ăsta a fost adevărul. Stați o secundă, păi morsul. Voi știți că toți de acolo știi că dacă deschide o gura... Rela că ți-e greu să... Așa, dacă deschide o gura, îi se aduce multe dreptate la morsa. Dacă deschide o gura. Voi știți că nu sunt cerșător după cum ați bărbit de acolo, pentru că v-a refuzat banii. Atâta pot să zic să nu spun mai multe. Am curat să mă juge pe copiii mei și pe alopete, că știi morsa despre ce vorbesc. Așa că... Te-am bârfit, eu recunosc că te-am bârfit pe urmă. Dacă i-am spuneam, am săturat de telefoane, morso. Păi de ce primești telefoane? Ce păi dacă făceai și tu manevri, fă, mie. Păi eu nu ți-am făcut, mă frate, nicio manevră cu ele. Nu ți-am făcut, eu am fost de acord și cu meciurile. Am vrut să pun bani, nu m-a interesat ce bani ți se dă. Nu am mai vrut meciuri eu, n-am mai vrut donații eu. Eu de-aia m-am intrat. Ai înțeles? Eu n-am, vă le-am zis niciodată de ce dați la Panțărul, niciodată, să iasă ele să spună. Ai dat dovadă de chestia asta, mor, să nu te supăra pe mine. Asta e părerea ta dacă eu am dat dovadă. Ai dat dovadă. Dar nu e o problemă, eu n-am, nu. Pentru nu cu... nu am zis nici tine nimica, nici lui Irina. E adevărat că m-am plâns că am zis că băi, eu mă retrag, eu nu vreau discuție. Ai înțeles? Da. Pentru cultura ta, că nu vrei să știi. Ei n-au fost pe privatul nostru, nu știe. De exemplu, nu știați niciunul că Irina e în acel privat. Și a vorbit acolo și Corina a venit și a spus. Niciunul care țipați acum că nu e adevărat. Cum n-a știut nici ce se întâmplă între mine. Da, a fost. Ai înțeles? Nu mai vă ascundeți și vă luați apărarea unul după altul. Nu mai vă ascundeți. Era eu. Păi de-aia am primit o registrare. Ce ai spus? De acum încolo știu eu ce o să fac. Te-am pus eu să te duci la cele private? Nu, te-am pus că tu spuneai, am primit. Dar de unde primești? Că tu nu vorbești cu nimeni. Zâna mea. Știu mai multe decât știi tu, morso. Ui, știi, zâna mea. Păcat că s-a implicat în tot rahatul ăsta. N-am crezut că e așa. N-am treabă, jur că n-am treabă. Că nu mă are cu nimic la mână pe mine. Cu absolut nimic nu mă are la mână. Nu mă are cu nimic. Toate mesajele tot scotem acum. Eu, chiar dacă m-a vorbit, poate că cineva i-a fi spus lucruri greșite, că eu nu, mi se pare ciudat să mă vorbească. Mă vorbesc de ceva, aiurea. Oricum eu cred că a fost puțin influențată. Că vinea... Și Imperialul îi transmite lui Luiza. O vrea pe tocuri pe Luiza. Adică era la mișto că îl vrea pe Filip pe tocuri. Vă dau tot! Eu personal, după data de 8. Luiza a fost influențată. Deci,
Irina a fost îmblânzeată că tot vinea și avea senzația că eu indirect o înțăpam pe live-ul și am zis, băi, femeia lui Dumnezeu, nu mi-a prea niciodată treaba asta. Ai înțeles? Îi vă dau cu mesaje vocale, cu mesaje dintre noi tot. Ca să vedeți cum stau lucrurile. Dar vrei să spun, știam că te vei certa cu ele. I-a spus-o lui Irina, că s-o dat sumat. Eu n-am vrut, eu am terminat. I-a spus-o lui Irina. Am vorbit cu vară. I-a spus, să vezi când te ceri cu mâna. Nici când am auzit că m-a dat în primire lui Broken, n-am zis nimic. I-am zis, bine, asta poate să fie. Sunt puțin supărată, Dumnezeu să-ți ajute. M-a sunat și a zis ce dorință mai ai să-ți mai îndeplinesc. Când i-am zis să-mi scoată cardul. Și am zis, zâna mea, nu ți-am dat-o ca dorință. S-a zis să-mi scoți cardul de la contul ăla, că nu mai vreau. Nu vreau nimic de la tine. Vreau că... Hai să vă spun despre Luisa. Eu am avut foarte puțin privat în calitate de amici, prieteni. Mi s-a părut o persoană super ok, vă spun pe bune. Irina mi s-a părut o persoană super ok. Am crezut că e influențată puțin din morța. De asta am și plecat. Că am crezut că e vorba de la donații. Lasă-mă să vorbesc! Și am spus, Irina, rămâi cu morța, eu nu vreau balamuc de asta, vă las și cu asta vă. Așa și pot, că știi, Irina. Că asta îmi făcea fel și fel de discuție. Așa mi se spunea. Și eu n-am făcut balamuc, m-am retras. Acum. Fata aia Luiza, eu nu pot să spun absolut că e Filip, eu vreau să vă zic că a fost ok femeia, absolut ok, nu știu ce s-a întâmplat, cine era în spate la contul ăla, dar mie mi-e foarte greu să cred că ar fi bărbat, dar o fi. E adevărat că pe mor s-au chinuit talentul de mult să afli. Cine e Luiza și totul spune. Măi omule, nu m-am chinuit, că eu știam, ea m-a sunat. Ea a făcut o postare de unde și-a dat ea seama, nebunule, a făcut o postare. Eram prieten cu ei și tu tot îmi spuneai că ar fi Filip. Și am zis, ce te interesează dacă îți poartă respect omul? Băi omule, n-am până tu, când ți-am zis, băi omule, vezi că Luiza și-a blocat contul de TikTok, vezi să nu te caute altcineva în locul ei. Și tu știai deja de la Oncică, tu știi, nu mai vorbești cu Oncică, dar eu ți-l bag aici. Eu niciodată n-am spus că e la nimeni. Nici ei n-am vrut să-i spun. Ea m-a sunat și mi-a zis așa. Mă, să te întreb ceva, că așa m-a sunat. Dar să-mi spui dacă e adevărat sau nu. Zic, dacă e adevărat, îți recunosc. Dacă nu, nu-ți recunosc. E adevărat că Luiza e Filip? Și am zis, nu știu. Păi eu am pus postarea și am zis, de ce nu mai primește morsaleu? Și Filip a răspuns că a intrat la apă. Aseară când am făcut live că Filip dispărusem și am zis, de ce nu mai primește morsaleul? Luiza a răspuns că a intrat la apă și am zis, nu știu. Acum iar o chestie mă sună și îmi spune, mor să te întreb ceva. Zic, zi, dacă e adevărat îți recunosc, dacă dar nu, nu. Să spun și eu între o întrebări dacă ai tu pe o să mi le spui. Da. Acum eu ți-am spus, eu n-am treabă cu oamenii ăștia. Până la urmă ai trimit contul. Bă, lasă-le, că te răspund la două întrebări. Si, păi răspund, pune mai repede. Eu sunt Luiza, nu Filip. E adevărat că s-a supărat Luiza că nu i-am făcut live de ziua ei? Nu, nu, Irina s-a supărat. Luiza nu? Mie mi-a zis cineva că era ziua lui Luiza? Nu, că nici eu n-am, și eu am uitat, ea m-a sunat. Când am văzut că te supăra așa pe tine, zic, mă, că ți-ai și pula ta. S-a supărat că a zis de ce? Și a zis, și eu am spus asta. Dar nu știu, mă, în pula mea că-i ziua. Bă, eu, omule, eu n-am mințit niciodată că dacă mi-l fi ghea, știa că eu mint. E adevărat că Irina s-a supărat că o ținea mai multă brață pe Dori și nu pe ea? Zis să moară pe tine. Nu, s-a supărat că mai multă... Bă, ai venit și mi-ai zis, nu mă ca căcat. Nu pe Dori. Că îi țineai pe Luiza și pe ea și pe Oana o mărgineai. Care Oana? Pe Dori. Care Oana? Bă, nu știu ce cu mine cât îi măscăresc. Ai venit și mi-ai spus că i-am luat apărarea lui Dori și ei nu. A, păi stai că spun eu cum a fost cu apărarea. Ai spus așa că ea, vezi, Doamne, a primit tu la Mirela. Da, Ciro i-a dat, că nu i-a sumat. Nu știu cine îi trimitea. Ciro i-a dat, lasă-te știu. Acolo nu am cum să mi-i Sorine, că ea mă întreba. Morsă e adevărat? Zic, dacă îmi pui întrebarea și știu. Tu ai zis la Mirela, pe live, că care, deci cât a fost cu Irina, nu m-a lăsat să vă bag. Dar care vă luați de Dori și de Macarena, aveți treabă cu mine. Eram la Mirela sus pe live. Ea a primit confirmarea asta.
și nu era sigură. Și m-a sunat și m-a întrebat pe mine după ce a primat, că ea primește registrări, că ea nu vorbește cu nimeni. Nu, mi-a zis că tu i-ai spus, i-a spus că nu, frate, ea primea mereu și m-a întrebat pe mine. Cum te băga pe tine? Păi nu știu, ca cu Georgiana. Când le-a jurat pe Rela și pe, n-am auzit pe aia să o înjure. Zice că tu ai sunat și ai zis, uite ce face morsa, iar v-a luat... Da, fă, că nu te mai opri, ia pe atentă. Dar eu n-am auzit Georgiana să o jure pe ea atunci. Și am întrebat-o și pe Rela și pe Luiza, fă, de ce vă înjura aia iar? Păi am vorbit de ea. Și am zis, n-am auzit de tine, Irino. Că dacă știam, știu că a înjurat-o pe Rela și pe Luiza, dar de tine n-am auzit. Ia ascult o chestie, fii atent. Înainte să fac chestia asta, că o apăr pe Macarena și pe Dori, adu-ți aminte când a urcat Irina la tine, m-a rugat să nu o înjur. Da. M-a sunat și a spus, știu că e supărat pe mine și crăpa inima mine că nu mă lăsa să o înjur pe Mopo. Da sau nu? Da. Eu eram obligat pe live să nu mai bag în discuții cu o apăr pe... Irina. Păi da, tu mai da, m-am și certat cu tine că ți-am zis tot timpul Irina, Luiza, nu mă ține ele pe regim pe mine. Nu mai vreau discuții, da, am și zis, nu mai te vreau la mine. De aici a plecat. De aici a plecat, nebunule. Am glumit să moară mama mea, am glumit, n-am avut ce treabă. Poftim. Eu nici nu știam multă vreme că tu o suni pe ea. Și spui de mine, nu am știut multă vreme. Până la urmă, m-am săturat, eu nu sunt avocat. Păi de ce te... Din toate discuțiile mele cu ea pe telefon, că are numărul meu, iau numărul, eu nu l-am dat la nimeni, niciodată, că asta mi se pare șoc, făi odată n-am vorbit prost de tine, fă. Făi mai mult, ținea cu tine. Păi de ce face morsa? Uite ce trece morsa! Uite ce zice morsa! Și ea mă suna și... Eu nu aveam legătură cu astea. Erau lucruri care habar n-aveam. Eu când am văzut că ies în discuțiile astea și mai ales păi, de la ultimul... Păi, dacă ea a zis că nu vorbește cu bărbați, că nu-și permite să vorbească cu bărbați la telefon și n-are private cu bărbați, eu nici nu visam că ea vorbește cu tine. Da, băi, eu sunt omul care nu mă dau la femeie. Ală 20 mor, s-a uitat? Fă, da. Ală 20. Păi femeia știa că sunt un om cum se cade în privat. Eu nu mi-am permis în viața mea să zic la femeia nimic. Dar ea a zis că n-are private cu nimeni. Morso, eu nu-mi trebuie discuții. Și așa, asta a fost. Eu nu știam că are jumate și e în grupuri băgată. Nu știam. Și ce era treaba? Dacă e în grupuri băgate, când mi-a zis că i-a zis, păi cine tot pula mea și cere bani pe privat dacă nu vorbești cu nimeni? Nu era normal? Tu acum spui, păi mor să uite, îmi cere lumea bani pe privat. Păi dacă tu nu spui că nu vorbești cu nimeni, cine pula mea are privaturile tale? Corect? Nu, dar hai să spui, vrei să vorbești pe chestia asta? Da. Fătă-te în gură să te fot din apărcă. Eu nu am cerut niciodată bani la Irina. A luat inițiativa tu și cu Brochen ca să-mi dea Irina. Da. Și a fost Filip și ea. Eu nu știu că... Și atenție, a dus la mine. N-au mai ajuns la tine. Au ajuns în altă parte. Da, la Brochen. Atenție că a refuzat. Nu, nu. Atenție. Știi bine că a refuzat și știi și ea și până la urmă. Băi, n-au ajuns la, nu la Andreea, nu, te rog, au ajuns la Anișoara. Bă, Andreea mi-o da mie. Ce? Andreea nu, banii tăi de la Filip n-au ajuns la tine. Ți-a făcut o discuție în chat și a zis, nu-i mai dai lui Sorin, îi dai lui Anișoara să-și ai ochelari. Și dar dai puțin, 2-10. Eu n-am cerut în viața mea un ban de la Irina. Pentru că s-a autosesizat din spusele tălii. Și acolo s-o da banii, că așa am înțeles că s-o fost de la ea, o s-o da Filip sau nu știu cine, abar n-am. Și a dat lui Brochen și așa mi-o dat. Eu am refuzat în prima instanță. Eu i-am dat lui Brochen, fiindcă Filip mi-a trimis pe mie, am dovadă pentru Irina, mi-a trimis prin Filip și a zis pentru, de la Irina, pentru așa să dădeau mesajele când se puneau bani pentru cineva, așa să dădeau mesajele de la cutare pentru cutare. Asta eu vorbesc atunci când a fost situația. Dar eu să pot să am dovada că s-au trimis banii. Când a fost situația cu fata, tu te-ai dus, tu te-ai dus, futimașul în botul tău. Da, eu am ajutat. Tu te-ai dus și ai spus lui Irina. Ce? Că am probleme cu fata, că femeia a vrut să mă ajute. Da, eu. Da,
Că știi că nu am vrut. Și până la urmă eu dat. Că eu am mesajele, frate. Lasă, Sorin, că vreau eu să te ajut, te rog eu frumos, fă asta pe... Și mai multe chestii, dar nu-mi place mie, frate. Pe mine nu m-a deranjat cât s-a vorbit acolo. Poate că lumea a fi spus niște chestii și se simțeau oarecum să vorbească despre mine. Și așa mai departe. Deci, într-un final... Într-un final m-am retras datorită banilor care erau discuții acolo. Într-un final, pentru voi ăștia că sunteți pe live, problema asta cu Luna n-a plecat decât de la dacă Irina nu mergea să vorbească în acel chat, tot și cu copilul meu, nu se ducea nicio discuție mai departe. Aici greșești. Îți spun, Sorin, tot o ții lunga pata. Da. Aici greșești. Dacă ea, cum s-a dus și a vorbit în chat-ul ăla, a doua zi a apărut contul. Lumea și-a făcut... Știi fost de mai ce nu spuneți ăla că adevăruții? Păi nebunule, au fost mai mulți, n-a fost numai... Ea a vorbit acolo, oamenii de acolo au plecat mai departe cu... Nu ea a plecat, că ea nu-și face conturi false, că ea vrea să fie dreaptă. Ai înțeles? Și asta a fost, s-a întâmplat. Nu, nu, taci. Taci. Gata. Nu, noi știm adevărul tot că e... Dar Zăloaga tace că nu-i momentul, că are surpriză. Păi, că știi și voi adevărul, că o fi și de la Iftimie, nu pot să zic. Dar de acolo s-a plecat multe, că nu făcea Iftimie sau alte persoane conturi false. Acolo au fost mai mulți. Nu, contul fals pleacă de la mopul din chat, fără discuție. Nici de la mopul nu pleacă, eu s-o fac. Nu te fai în pula mea să o suci. Nici de acolo nu pleacă. Totul a plecat după TikTok. Ai momente că le știi tu prea pe toate. Nu. Nu e adevărat. Eu știu cine contul la fi care scris acolo. Niciodată nu cred chestia asta, fiindcă aveți nu cred, n-am cum să cred. A venit imediat, zice Adrian, eu ce-am aflat de la Adrian. Nu era niciun Adrian. Păi, a venit Adrian și a spus, nu e contul meu, blocați-l acum. Da? Păi Adrian era cu mine în apel, futi-mi așa norocul tot să mă fut. O spun ce mi-a spus Stoica. Nu era Adrian nici o căcat, că după a luat inițiativa el. Eu după data de 7 n-am mai vorbit cu Stoica. Că mi-am venit de la procură, a zis că se duce să ia niște flori, că nu știam că e o martie, fiindcă ea mi-a dat replica. Că a fost o martie și nici n-ai dat un mesaj. Nici nu știu că a fost tot o martie. Eu spun ție un singur lucru, din toți ăștia care îi cunoști tu, singurul care am văzut că indiferent că l-ai supărat și tot te-a ajutat, a fost Stoica. Da, Stoica va fi indiferent ce vei face cu Stoica. Dacă dai vreodată în el să-mi bat pula în cu tot, din nu te jur și eu pe bine. Da, mă cer cu el niciodată. Adică mă jur eu așa cu el, mă jur. Ăla a fost așa cum el. A mai făcut, m-a mai luat după alții. Așa e el. Stoica, Stoica s-a dus la fata mea. L-am rugat, du banii aia lui Betty. Care a rămas de bilet, du-te și dă-mi banii. Stoica la mașină s-a dus la fața mea. Cum să mă cer cu Stoica vreodată? Da, știi că, de ce face Stoica astea, nu? Eu le știu, dar de treaba lui. Când Stoica a zis, fă, eu ți-au fata, o aduc pe Andreea din Franța să stea cu fata ta. Da, nu jur nici pe aia, da, nu jur. Deci, dar termin o fă și cu Brochi, trimiși cu toată. Am terminat-o, mă, cu ea, am terminat-o, nu vreau. Ia scut-o alea că fă. Știi de ce Stoica te ajută? Hai că-ți spun eu ca să știi. Și martorie și Măcaveni. Are o boală să te fută, Stoica. Și nu da. Știi cum să-ți spun. Ai înțeles? De-aia nici nu vreau să te spun. Lasă așa. Nu. Ai înțeles? Ia bilet lui Andreea, să-mi stea Andreea. Cu nu vreau, lasă-o de aia. Dacă te uiți aici să-ți o spun cafeaua din gură. Băi, bună rea! Bună rea aia mea acolo, o dau dracu, dar m-a deranjat faptul că a spus că mint. Nu trebuia să deschidă la altă. Da, pretenția nu trebuia să bage. Uite aici e greșeala ta. Pentru că chiar dacă a făcut Irina privatul, îi treaba ei. Cum Irina a spus lui Brochin, că are gura mare și tu o ai. Așa spui, gura mare e a mea. Păi și ea. De ce nu trebuie să înțelegi chestia asta? Lasă-mă. Adică tu te vezi pe tine că ai gura mare. Mhm. Am un pis de mare. Nu mai râd. Nu ești asumată să spui adevărul de ce o cerți pe Irina, că eu știu de ce o cerți pe Irina. De ce o cer? Te juri dacă îți spun de ce? Da. Din cauza lui Irina cealaltă. Mie mi-ai zis. A, da. Păi și atunci? Din cauza lui Irina cealaltă. Că la mine te-ai plâns. Da. La mine te-ai plâns. Nu mă jur acolo. Și ce crezi că l-a sunat pe Irina nici nu am spus? Nu m-a deranjat faptul că pe urmă au scos că am înjurat-o întâi eu pe aia, prima. Eu nici n-am înjurat-o pe aia, că nici n-am realizat că mă înjură.
Pe urmă am înjurat-o și că mi-a oprit microfonul. Și nu m-a lăsat să-i dau. Ei, nu știu discuția acolo, dar n-am, Filip, ăla. Care doamna Irina? Nu că a părtit Irina lui Brochen despre Luana. Te închilă meu că nici tu nu ești asumat. Despre șefa mea directă, că ea era șefa mea. Nu știu ce să zic. De-aia zic eu că nu-i mai caz să te cerți și cu asta. Păi, acum că lumea te acuză. Cu ce te acuză? Până nu scot vocalele mele, nu, atunci termin. Nu înjur pe nimeni, nu fac pe nimeni. Scot vocalele mele, le pun aici pe live. Ia uite, Mariela, am în casa, Chirina aia cu haura. Și asta, haura. Da, Arela, atunci. Da, tu ai venit târziu și din cauza ta am coborât jos. Știi că am coborât jos. Da. Aia a zis lui Filip că are un blestem de la cununie și eu am zis, Doamne ferește, ăsta l-a fost cu Nana niciodată. Și aia m-a luat la pulă, m-a înjurat. Da, că mi-ai povestit, exact asta mi-ai povestit de prima, da? Păi, dacă Irina pune partea aia din live, vede, și Irina m-a înjurat-o și pe urmă urcă iar. Păi cum, când după ce m-a înjurat-o mai urc iar cu mine? Păi nu știai că-i dau până soare în sus? Corect. Că spui mie să tac? Păi eu sunt la comanda ta să tac, taci-te, dacă îmi spuneai pe privat. Păi fată, vezi că asta e mascota noastră, că eu nu știam cine e, eu tăceam, că ție îți plăceau mascote. Nu mai aveai pe mine mascote, îți găsiți-i pe Elena și pe... N-am știut Rela. Dar trecusem peste chestia asta, trecusem. Și acum cât ai de gând să mai ții așa, doar pentru... Am urcat sus la ea, n-am vrut să te urca pe Caterin, că... Nu mai ai de gând să mai ții pe a detectiva. Hai de mor, Sofirea, dracu, Sofirea. Auzule, cât mai ai de gând să mai ții pe a detectiva scos privatului, doar pentru faptul că a lăsat-o Irina pe cealaltă, Irina Stinjuri. Nu, faptul că nu trebuia... O faci din dragoste că tu ai ținut mult la ea, ce e drept, e drept. Ai ținut mult. Te erai stare să dai mie la mâini pentru ea. Da, da, da. Da. Asta trebuie să înțeleagă și pentru ea și pentru Luisa sau ce o fi, Filip. Dacă nu săream cu tot internetul pentru el. Fiindcă au fost acolo lângă mine, când au fost acolo cu mine. Păi și vezi, fă, sugaciu, că acum faci căcatul supută. Nu, fiindcă ea m-a băgat. Ea dacă nu m-a băgat. Păi poate greșești ce-ai făcut, nu ai greșit, fă, putim așa. Eu nu am vorbit cu nimeni de ea. Nu m-am dus în private să vorbesc cu nimeni de ea. Asta e adevărat. N-am vorbit cu nimeni în private de Irina și de lui. Dar eu îți spun ceva. Eu am avertizat-o, eu spun pe bune, pe Irina cu tine, că tu ești panorama. Ai înțeles? Niciodată să scoată undeva, da, unul. În afară de astea trei zile, în afară de astea trei zile, care am vorbit cu Brochen. I-am spus lui Brochen așa. Odată să mă aud, după ce l-am auzit pe Filip, să mă aud un cuvânt la adresa mea, fac ravagii, că nu vreau să le pronunț numele. Cât timp a fost Luiza și toată lumea întreba, unde e Luiza? Am avut fermoală la gură. Cât timp a fost Filip dispărut? Am avut fermoală la gură. Nici nu vreau să dau, nici nu făceam că nu aud. Rela m-a întrebat pe live-uri, unde e Luiza? Unde e Luiza? Eu niciodată n-am răspuns. Păi, Luiza, și-a știți contul ăla, că nu mai găsea, dar nu mai aveam treabă. Ai înțeles? Dacă îmi spune Irina că eu i-am dat cheia jos, că nu mi-a donat, asta pot să eu zic să-i fie rușine, că știi bine că i-am refuzat multe combinații ce m-a avantajat pe mine financiar. Știi ce vorbesc, Morsa, da? Cauza asta nu i-am dat cheia. Morsa! Știi ce vorbesc, da? Da, știi. Știi că i-am refuzat. Dacă să spui tu că ți-a dat chiar jos că nu mi-ai donat Irina. Bune? Da, eu nici nu știam. Și el zice, Morsa, ai văzut ce mi-a făcut prietenul tău, că erai prietenul meu. Zic, ce-a făcut animalul meu? Mi-a dat cheia jos. Îl fut în gură de animal. Am zis. Și tu ai crezut data jmâie și ții. Era zâna mea, normal. Bă, dar dacă mă rugam să fac live să donezi, nu mă fac să vorbesc de timpul la mea. Ce-am refuzat? Nu puteam să nu cred pe zânele mele. Bă, tu timp te-am întrebat ceva. Dacă zânele mele spunea că... Băi, tu auzi ce te-am întrebat, îți amintești? Că te-am refuzat să fac live? Să donezi, știi de ce cauză? Trebuia să-ți dea leu și tu ai zis că nu faci meci.
știu. Nu, e, și atunci cum poți spui chiar dacă a ajuns când nu dorea? Bine, Leu se dădea în ambiția lui Jamaica. Mă, cam e pula că ai trătit-o. Da. Dacă el spunea că ăla e negru și era alb, eu spuneam că ele că e negru. Așa? Deci, total greșit au gândit despre mine. N-am fost niciodată pentru bani cu ei. Niciodată. Tocmai de asta am plecat. Că am zis că lasă-mă, stați mai acolo. Dar să zici că ți-am dat cheia jos. Niciodată, că ți-am încă îți pot respectul, dar treabă, nu o să te jignezi niciodată pentru chestia asta. Deci Rela e martoră. În ultima perioadă, nu știu dacă la rând am mai stat 3 ore acolo în ultimile 5 luni eu. Bine, s-o supărase pe mine că și mie la fel mi-a spus, să știi, ceea ce ți-a spus e, eu să-ți dau vocalele, nicio problemă. Lasă-mă să înțeleg, frate, că a fost poate spus să-i... Da, mi-a dat-o direct pe live la mine, a venit la mine... Iam că nu s-a apucit opi la ea, femeia nu mi-a spus niciodată. Eu nu vreau să mi-l aduci pe Ciro, că și tu ești prieten și Ciro e prietenul meu. Să te fost și pe tine. Nu mai te jura cu Ciro aici, te rog frumos. Că v-am jurat pe ministrul la... Că v-ați certat voi ca nebunii amândoi, v-a făcut în gură. Dar v-am jurat acum aici, că nu am avut treabă. Ei, nu știu, acolo, e prietenește. A, da? Nu, eu dau și eu prietenești, iartă-mă. Hai, du-te, dracu, și că nu vreau să aud. Fii atent. Adevărul că mi era vorbim de Irina, dacă a fost prietena noastră. Zic, ceva și gata, nu vreau să mor în pușcărie dacă vreau să mă auzi. Când a venit Imperialul și cu Irina la mine pe live, Imperialul ce zice? Fată, ți-era dor de noi? Și zic, chiar mi-era dor de voi. Dar ea zice, nu mai e dor de noi, că nu-i mai dăm punct. Mi-a aruncat-o așa și pur mi-a spus, Irina, nu te supăra, dar tu știi pe cel mai bine problema mea, nu câte punct a fost vorba aici. Și n-am mai urcat. Da? Cum să mai stau pe iară cu live-urile? Când Betty mă vedea, mă suna. Când Betty mă vedea la aia pe live, zicea cu ei, stai cu mine, nu stai. Mi-era copilul România, nebunilor. Da, și asta e vede. Nu mai dea, n-am mai stat din cauza la donații. Și ea știe că îi dădeam capturi, uite, vorbesc, că nu mă credeam. E important, frate, copilul, decât prietenii. Acum hai să fim serioși. Îi dădeam capturi, făceam captură cu fata mea pe telefon și îi trimiteam, îi le dau pe toate, nu, era, nu că nu vreau să mai stau cu voi, că nu vreau. Mă, Mursu, fii atent, cei care ți-au vorbit ții copiii, îți mai spun una, că știu mai multe, că aș putea să fac o revoltă cu toți. Cei care ți-au vorbit ții copilul mi-au vorbit și pe ei mei. Ai înțeles? S-au făcut într-un chipăr de căcat și uite, acum s-o luat de-al tău. De asta nu mai vreau de la nimeni nimic, că o mână îți dă și cu alta îți bagă voi. Nici eu nu mai vreau. Și nu, hai să spun ce sunt. Spun și eu, spun și lui, am lăsat și vocale. Sunt supărată pe Stoica. Doar un singur lucru. Nu trebuia să mă ajute, să-mi spună că mă ajută și pe urmă să iasă pe live să spună că m-a ajutat. Atât. Să-ți bag muie, așa ai făcut și tu cu mine. Dă-te în pula mea și știe de el. Eu cât te-am ajutat tot timpul dat pe topogan. Dă-te în pula mea, deci. Atât. Da. Eu nu m-am mai supărat pe tine când dat pe topogan. Când am zis pentru telefon și m-a supărat pe tine, de ce ai mă cacat? Eu nu vreau să mă laud, eu cu restul fetelor. Ia uite, totul e supărat. Eu nu trebuia să mai fiu supărat. Ai zis atât, altceva n-am nimic cu el. Dacă a făcut un Stoica este pentru faptul că ești o braznică, că ăla știi că e secretos când face câte o faptă bună. N-am spus eu, el a ieșit și ți-ai văzut. Păi l-ai stârnit, că nu ești cum trebuie. E. De ce să... Nu faceți noi ca să se laude niciodată pe chestia asta, da. Totuși bine. Sănătos. Mai am puțin și scap. Mult a fost puțin rămas. Și e așa cum ai spus mie, după ce bani începi să-i muiești? Pe cine? Nu muiesc mă pe nimeni. Muiam acum și cu bani și fără bani. Când pot să mă duc la Moneygram, îi trimit banii și gata și ia de acolo. Îi arăt contul aici să și ia. Dar nu vreau să muiesc. Mai ales pe Andreea nici atâta nu vreau, fiindcă... Nu vreau să muiesc din motivele mele personale. Nu aș muie unul niciodată. Și nici pe el, Doamne ferește. Nici pe Irina. Pe Irina nici atâta nu vreau. Că nu vreau să... Eu... Oricum muiești, oricât scoți privat, e aceeași. Mai bine te potulești de 10 kg. De ce? Păi eu nu știu cine ai putere. Dar eu cum de-am puterea să... Păi eu am mințit din cauza banilor și nu vreau. Fiindcă Irina nu mi-a dat bani. Vreau să demonstrez la lume cum am vrut să-i dau banii înapoi și nu mi-a dat. Că lumea stă cu tine în privat. Păi dă-te în pula, Calvin. Ce? Ce? Lumea stă cu tine în privat? Asta e prostie cea mai mare ce faci.
Păi lumea, dacă n-a stat cu mine în privat, să nu și mai dea cu părere. A, sunt mor să că puteam să ies și eu să scot niște chestii, nu? Când am fost acuzat de niște și am preferat să-mi plec singur, să-mi văd dintr-o bună. Nu mă deranjează. De ce nu faci așa? Puteai să ieșiți. Dar tu crezi că n-am ieșit din cauza ta? Stai, s-o Cristu. Eu n-am ieșit când am vrut. Am zis, lasă, mai bine să fiu așa acuzat, că mi-e mai bine. Da. Când timp faci înapoi cu ei? Niciodată. Am mai auzit filmul ăsta. Cum n-am mai văzut 5 luni pe aici? Am mai auzit filmul ăsta. Bine, o să vezi că nu mai mă vezi pe aici. Dar oricum nu mă interesează și dacă timp faci cu ei. N-ai mă vezi. Acum oricum până pe 8-9 nu mai mă vezi. Te-ai împăcat cu doamna, am înțeles. Aveți privaturi, mișto. Să ai dintr-o pulă, te bagi în altă pulă. Cu cine m-am împăcat? Cu iar Dumnezeu să te bată din cu cine? Cu cine? Cu doamna mă. Nu am niciun privat. Mor să fă-n chilul meu de aici. Să mor în pușcărie dacă am vreun privat cu ea. Am sunat-o doar pe număr ieri ca să o întreb ce i-a zis cu aia. Atât. Al privat nu. Eu prefer să mi jignesc. Eu mă juc că da, eu am sunat-o, nici nu știam că ea. Eu prefer să mi jignesc, eu nu sunt la spialțe să jignească. Băi, omule. Tu știi că Irina a fost înjurată pe nedrept. Și știi treaba asta. O, da, a fost. Acum n-a mai fost, nu? Că dacă... Era normal femeia să facă de astea. Adică tu ai băi, era de băi. Georgiana și pe mine poate să mă înjure 5 ani, că nu-i reproșez nimic, am participat. N-am fost de acord cu copiii postați. Nu. Aici n-am fost de acord. Poate să mă înjure 5 ani, nu-i reproșez. Dar unii dreptate a făcut copiii ăștia postați? Ia. Nu știu, am înjurat copii, dar nu... Adică cum se face că dacă ar fi Filip care a postat copiii, da? Și acum lingi în pulă pe o încică și pistoica, care i-a făcut pe... Cum să fac? Fătați-vă în chilul meu din pervers și din căcat fake-uri. Țâniți aia care vă mui copii. Bine, acum o să fie fata mea postată. Mai lăsați-o în pula. Deci, mai trece o săptămână, două și o să apară postările care s-au făcut cu copiii voștri și o să fie cu Betty. Adică ar iubi pe Stoica și pe Oncică doar pentru faptul că dă din gură? Că Stoica nu dă. Dar o mui pe Filip, băi. Și ți-am spus că eu n-am nicio gară cu Filip. Eu spun el și tot pula mea vă protejați copiii din niște puli, dar încet la voi aveți alte puli. Bine, acum o să se termine cu Georgiana și o să se înceapă cu mine. Eu mă aștept la asta. Bagă în forță. Atunci te iubesc mai tare că îi dai la mop. Voi. Știi că te dar iubesc. Dar nu am treabă cu Georgiana. Nu cu Georgiana. Dai că se mure din ești sora mea și-a lu, Zăloagă. Nu vă împăcați. Hai mă, lasă că vă împăcați. Auzi, eu vin în momentul de glorie. Hai să mă scalpin în curuță. Vă las să dorm o oră, că mi-e rău. Vreau să mă liniștez la cap. Așa. Reprofesează-ți memoria și apuc iară. Ne vedem pe data de nou. Fă, Timboș, că niciodată n-ai ascultat. Te-ai făcut din capul tău și te-ai luat mui dintotdeauna. Da, pe data de nou nu ne mai vedem. Da, îți dai seama ce-i pierdere. Pierdere. Păi v-am dat puțin culoare, că nu mai aveați culoare la YouTube-ul ăsta. Să largă din tine. Și tu ești vedetă ca elaltă, că vă jupe amândouă. Da, sunt cea mai mare vedetă. Nu ai din pula. N-ați putut să trăiți fără mine până la acum să nu faci, tu îți dai seama. Nu vedeți că m-ați adus înapoi aici? N-ați eu, bă, fute-i marșunul cu tot, am adus eu. N-ați putut să trăiți fără mine. Eu am avut puterea și am puterea să mă retrag oricând, dar voi nu aveți, că sunteți obsedați de această viață virtuală, sunteți oameni fără soartă. Tu vorbești, fă, care stai cu muia numai în private, fă? Nu mai am private, nu? Fă, imperaturi și tu, bipolarul, serios? Bipolarule, nu mai aveam private, să mă vezi moartă. Sau am murit, că sunt în cea mai mare comodă mai aveam, decât 4 private. Nu mai mă căuta nimeni, nu mai mă pupa nimeni. De când am făcut scandalul, a început telefonul să ia foc, mă pupă toată lumea, nebunule! Mă iubește toată lumea! Băi, nu mai mă iubesc, că știți că nu vă răspund la iubirea asta falsă.
Nu mai avem. Nici cu Zăloaga n-am vorbit până săptămâna trecută. Cu nimeni nu mai am vrut, că nu mai vreau. De când ai privat cu Morsa? Vrei să-ți dau bloc și ții? Că iară asta mâine pe mâine, nimuiești și pe noi. Dă-te jos, putimașă, norocul tău. Mie luagă. La radini, da. Zăloagă, mai ești aici? Hai să închidem live-ul, gata. S-a bărfit prea mult. Adevărul ar trebui spus niște adevărul ca să înțeleagă lumea ce și cum. Că lumea a fost puțin dusă în eroare, mai ales și ține de mine, că din Morsa nu mă interesează. Da, și eu te iubesc, Lila. Mâncați așa carnurile alea tale. Da. Și uite, așa mai trecut o zi din viața noastră. Ca să știți cum stați. S-a zupit Zăloaga să închidă live-ul. Acum vin iubirii, stai așa. S-a zupit Zăloaga. Zăloaga, cred că... Hai că am mâncat. Hai să închidem live-ul, gata, ajungi. Îți mulțumesc că ai deschis live-ul lui Morsa. Au ce să vă... Și astăzi e duminică? Da, da. Da. Astăzi este duminică, e o rândă de duminică frumoasă la toată lumea. Vă pup, bă, tata. Tata cerșetorul, din locul. Mi-i fă. Aveți grijă de voi. Evitați bârfile și pelitile. Da? Iar restul de fete care mă pupă în dos. Aveți curajul și schiți în privat că vreți politică, vă dă tati. Mai ales că stă tu ceva. Hai! V-am pupat. Pază la ne-au auzit. Te pup. Mai vă pup și eu, că eu am treabă, eu fac treabă aici, eu v-am lăsat să vorbiți. Și ne auzim. Cât de curând ne auzim. Vă pup, fetelor, duminică frumoasă. Și acum puteți să lătrați până faceți spume la gură și clăpiți.